Bomba para siempre. Hey, oh send them live. Pe internet. Hey, hey salut internet. Live. Da, chiar, hey, internet. Chiar e live? Da. Nu vă simt, frate. Ce ciudat e vă băiatul. Ați intrat în MC Alo? Da, nu, dar e ciudat. Da, frate, frazarea nu vă simt, frate? E ofensiv. Eu am băut 6 cafele astăzi. Nu, mă, chestia asta. 6 cafele. Și eu cred că tot în zona aia sunt. Câți bani am să-ți dau ce-ți mași? Nu se vede, nu se vede. 5 bani, 10 bani, 15, 25 de bani? 21. De cu tunul. 21 de lei. Da. Și la un leu cafeaua, fucking hell. Mincinosule. Nu mai am. 21 de cafele de un leu. 5 cafele cred că am băut. 6, te-am făcut. Dar nu e o competiție totul, nu-i așa? 6 cafele. Hei, ce faceți internet? Scrieți-ne în comentarii. Hei, eu fac bine. Cum a fost weekendul tău? Lasă weekendul nostru. Weekendul tău. Da, voi scrieți că nu se uită nimeni pe chat acum, hă? Hai că intru eu. Să avem, lasă. Deci, să uite oameni la chat. Dacă voi răspunde niște oameni, să știți că eu sunt. Ți-ai luat încărcătorul de la comics? Da, mi-am luat încărcătorul de la comics, nice. Pentru că eu am grijă de aparatura mea. Știți ce? Hai ce? Să știți vorbim ce? Pe unde e trepiedul ăla de care ziceai? Trepiedul ăla? Trepiedul meu? Uite-l acolo. Mm-hmm. Mi-a furat cineva un stand pentru lumini. Mi s-a furat un stand pentru lumini. Păi așa, de asta n-are țara asta lucruri frumoase. Dacă și noi, între noi, comedianți, ne furăm. Păi da, se poate așa. Nu mă descurc să intru. Eu am prea multă energie pentru acest podcast, îmi pare rău. 6 cafele. No alcohol, fără țigări. 2 săptămâni de când n-am mai băut alcool. 2 săptămâni, 3 de când n-am mai fumat. Sunt o persoană oribilă? Da. Da, se resimte chestia asta? M-am urcat pe valul meu de condescendență? Da, sunt sus. Ești condescendentă? Un pic. Foarte puțin. Am mai high horse. Dar în ce sens ești condescendentă? Cum te simți? Am așa un fals sentiment de superioritate câteodată. Da? Dar doar câteodată și I check myself. Îmi dau seama că sunt când o japiță ordinară și mă relaxez. Când a fost ultima dată când ai avut un sentiment de... Când Bogdan Săracu venise de la servici și și-a pus o țuică și pe aia și-a pus a doua țuică. Și am fost, mamă, să mai pui una... Știi? Efectiv simțeam că mă transform într-o mamă. Într-o nevastă. Așa, mamă. Eu mă duc să mă curăț pe față, să-mi curăț tenul cu produsele mele scumpe, pentru că acum simt că am cum mi se cuvin lucruri, pentru că nu mai beau, nu mai fumez. M-am dus și am dat 1,5 milioane pe creme. Da, pentru că nu-i dai pe alcool. Da. Dar ce ten. Vorbesc singură, prea mult mă deranjează.
Para siempre. Ah, hai să mic moment publicitar de început. Dați-le follow. Pentru ce facem live-ul? Pentru facem live-ul ca data trecută. Normal că facem live-ul ca data trecută. Facem live-ul până strângem toți banii ăia, că sunt o grămadă de bani. Exact. Facem live pentru nepoțica lui Sebastian Mihaela, prietenul nostru al tuturor comedianților. Aveți toate detaliile în descriere și știți povestea. Intrați pe unde scrie site-ul. Stai să văd. Helperinuca.org. Intrați aici. Și găsiți toate detaliile aici. Și în descriere sper că au rămas conturile da. La care puteți să donați. Și ce credeți că am făcut un live și gata. Asta, gata, ne-am făcut. Bă, s-a salvat? Nu s-a salvat încă. Trebuie să mai strângem bani până se operează, nu? Yes, we can. Și facem asta împreună și puteți să puneți un story și să dați vorba mai departe ca să facem o faptă bună. Bă, se termină când se termină, când a ajuns la o concluzie. Nu ca așa, că bă, rezolvă gata, treaba. Dat un leu și gata, s-a rezolvat. Exact. Da. Da. Și acum acel moment publicitar. Da, care trecem doar, mai departe acum. Este doar pentru sufletelul meu. Dați-le un like, părinților mei, le-am făcut Instagram și vreau să le demonstrez că eu nu frec pula la București așa degeaba, că sunt influențăriță. Dar cum ai ajuns la... Te-ai gândit, cele... bă, asta e afacerea părinților mei și exact cu, ce pot eu să, cu ce pot eu să ajut business-ul să le fie mai ușor să da. Facă desfacerea. Problema e că, mă rog, ideea e că părinții mei fac... Îi împing pe ăștia de... Îi împing și le dau cu microfonul în cap, îl omor pe Mitran, acum și pe Mirica. Zici că sunt în ultima bancă. Dar ziceți să se audă. Zice să se audă dacă așa, că se supără oamenii care se uită. Mirica m-a dat OCD-ul Mirica că eu am pus berea așa ca să nu fac reclamă și am întors așa ca să facem reclamă. Păi trebuie să facem, că ne-au dat lucruri moca. Că până la urmă ne-au dat lucruri moca. Și pentru că ați văzut pe Instagram și că acum beți Bex, pentru că noi în continuare asta facem, că mai avem vreo 4. Da. Zi, Luiza, că început să rămâi aici un subiect, s-a băgat muște ăștia, nu poți, nu poți. Părinții mei fac animale cu aia. Asta, da. Mie, asta mi se pare fascinant. Că cine? Noi în grupul ăsta, voi doi mai ales. Bă, dar ce nu ți-am zis aseară? Sunteți animale cu aia. Sunteți hiene, efectiv. Sunteți, cum adică, mă, suntem hiene? Șacali, așa sunteți. Mitran... Stați, acum, de exemplu, cum vorbeam cu Luiza și voi erați acolo. Exact. Nevăstuici. A, niște exact nevăstuici. Suntem hiene. Hihiene. Ne, scatofagi sunteți. Pula mea, intrați pe Instagram-ul mama, apropo, vedeți ce chestii mișto face, dă-i acolo un follow și îmi ba pula dacă te-ai mai ajuta vreodată cu ceva. Ai șlițul desfăcut. Oh, ok. Păi stai un pic, Luiza, o Instagram da. Personal sau este Instagram de mă, business? De da, vrem doar să fie mama populară, asta m-am gândit așa, că știi? Păi ce mă, influencerismul ăsta runs in the family. Nu, adică nu sunt, sunt foarte autistic părinții mei. Devine, o să devină afacere de familie. Adică acum copiii influencerilor, adică sunt sigur că copilul lui Alina Ceușan, nu sunt sigur, dar copilul lui Alina Ceușan sau una care dintre astea care are aproximativ 3 săptămâni. Da, o să rupă, cred că are mai mulți follower decât am eu acum. Da, da, cred că da. Okay. Copilul măruț să știu că au Instagram. Și mă deranjează că știu că au Instagram, dar am intrat într-un loop din ăsta și sunt foarte multe activități din ăsta de familie, petrecute în familia Măruță, asta facem. Intrăm pe Instagram și facem lucruri pe Instagram. Da, eu i-a promovat Măruță sau? Da, au început așa cred. Pe nu știu. M-am uitat la emisiunea destul lui de mici, Măruță. La... Par genul, mi-e la asta pe Pro TV. Cum se... la Măruță se numește, nu? Asta doar are de 15 ani. Da, dar era toată lumea happy hour. Nu, dar m-am uitat de curând și mi se pare, bă, pentru că probabil în fiecare zi cred că are vreo 6-7 invitații. Știi? Da. Adică oameni, cel mai bun om care trece vreodată printr-un cerc din județul Ajud. Cel mai bun din județul, adică nu, știi? Aha. Și îl cheamă și cred că la fiecare cumva încearcă să-i promoveze Instagram-ul. Și mi se pare incredibil de amuzant că se vede că n-are niciun chef. Adică e la final, știi, dacă vreți să-l urmăriți, urmăriți-l pe Instagram, la vreodată, da. Și gata, trece mai departe. Știi, dar cumva, el cred că e împăcat cu el, care senzația, da, domne, am făcut și promovare pe Instagram. Bă, dar filtru, faptul că eu am căutat la un dat pe unul dintre oameni. De ID-uri de... Da, eu am căutat la un dat unul dintre oameni, n-am reușit să-l găsesc uitându-mă la Măruță și în afară de asta, e că eram curios, știi, cam câți followeri au, dacă ei chiar sunt sau care e echipa de recrutare din spate, de ce, cum alegi pe băiatul ăla de acolo sau dă el mail, e ca la open mic, cum ajung oamenii la Măruță în emisiunea? Eu cred că mie cel puțin, eu am fost la Măruță, știi ceva, hai să apară asta, știi ceva, full disclosure, eu am fost la un moment dat la Măruță. Ai stat pe Hepilică? Am stat pe Hepilică și mi se pare că Măruță doar ți se întâmplă în viață. Și a fost experiență. Mi s-a întâmplat efectiv Măruță, pentru că eu n-am înțeles nimic din ce s-a întâmplat la Măruță.
În primul rând că m-am dus acolo și eu m-am dus îmbrăcată într-un hanorac, pentru că așa mă îmbrac eu. I'm basic like that. Și a venit o femeie, eu eram deja machiată, credeam eu. Și eu proastă. Eram machiată, dar nu suficient pentru la televiziune. Și a venit fata aia și a început să mă extra macheze peste machiajul meu. Dar nu te-a întrebat? Nu te întreabă nimic. Adică eu eram acolo cu bucălaie. Tu nu știi ce se întâmplă acolo, mă iei, te învață. Da. Adică pe el deci numai l-au dat cu un pic de pudră. Da. L-au dat cu un pic de pudră și a fost ok. Pe mine, în schimb, a venit la un moment dat că neapărat să-mi arăt tatuajul. Să te epilez de... Nu, să te epilez pe un antebraț. Coaie, a venit o fată da, cu un maieu așa, fără mâneci, alb, părea făcut din... Aveau garderobă pentru invitați? Nu, părea luat de la Las Fierbinți, că era așa un fel de perdea transparentă dintr-o semi-mușama așa, simțeai, te uiteai la ea și transpirai, nu o puneai pe tine, dar transpirai, era oribilă. Și era fără mâneci și așa, un dreptunghi alb pe mine. Să aibă un subiect Cătălin? Da, să poată să arate, uite cât a mușama. Să se lege Cătălin de toată, vă ajută-mă. Da, și m-am certat acolo și am refuzat să mă schimb. Și după aia am fost pe Happylica, unde Cătălin m-a întrebat, dar ce părere au părinții tăi că tu înjuri la stand-up? Și la mine, părinții mei sunt ok cu asta, că sunt normal la cap. Dar haide, ziceți-ne niște stand-up. Nu. Nu facem asta pe gratis. Dar asta a fost deci, nice. Cât ai stat pe live? A durat super puțin, cred că 5 minute. Dar și intens. Doar era un dialog direcționat Cătălin și cu cine voia el să vorbească, nu? Da. Nu era interacțiune așa, un joc, o chestie. Doar dacă ți-a spus tu bucălaie și... Eu și cu bucălaie, atâta. A, doar voi... Și în timp ce eram eu cu bucălaie, mai era băiatul ăla care este body imită. Este un băiat care în timp real recrează jupeguri. Dar în timp real, înțelegi că recrează poze în timp real și este... Nu înțeleg, cum adică? Imită fotografii celebre de pe Instagram. Da, mă, el ia... Cu ciolofan și cere el pe acasă. Da, l-am văzut și pe băiatul ăsta, gata, da, acum știu la ce trebuie. Ceea ce e drăguț să vezi o poză before and after una lângă alta, dar nu în timp real, înțelegi? Că te uiți acolo și simți ca și cum te uită la cum se usucă pe pereți lavabilul. Am vorbit foarte mult, dar all in all, overall a fost foarte drăguț. Mi se pare că Măruță știe să-și facă job-ul foarte bine. Da. Și este... super entuziasmat, în continuu. Ceea ce mi se pare că e foarte dificil să susții genul ăsta de energie fără să sacrifici capre. Și cu toți terminații. Trebuie să fii un pic psihopat. Eu nu pot să găsesc ceva interesant la oricine. Cumva Măruț să reușește, dar nu doar să găsească ceva interesant. E fake, să fie uluitor de uimit. Da, mă, dar îl crezi în fața TV-ului. Nu-l crezi niciodată. Mereu nu-l crezi tu, aia e altceva. Nu, dar mă refer așa pe ansamblu, păi de-aia prinde până la urmă. Dar nu mă refer la noi, că nu mai realizăm. Deci că sunt oameni care se uită la Măruță și bă, ce băiat autentic. Categoric. Eu cred că există minim 10 milioane de bunici dar în țara asta. Dar n-ai vrea asta să fie super plictisit, să te duci, să mă fi dus eu la Happy League, să fie super plictisit, să mă cine sunt terminații ăștia? Normal, eu zic, nu, eu zic bă, cum e Dedu de la știrile Pro TV dimineața? Cum Mihai Dedu, prezentatorul la știrile Pro TV de dimineață? Cred că, stai așa. Care are și el glumițe întotdeauna, ăla mai cărunt, mai grăsuță. Mai grăsuță așa. Și are și el glume. Dacă totodată sunt zile când n-are chef și nu pur și simplu nu face asta, doar își prezintă știrile. Da, m-am dat noi, dar el are de prezentat știri. Măruța are în fiecare zi de luni până vineri la ora 3. De efectiv de vândut bună dispoziție. E insane poziția în care fac. Eu sper că e cel mai bine plătit om din țară. Din univers. Știi ceva, Măruță? Crezi că face mai mult bani decât Jeff Bezos? Bă, dacă face. Măruță la primăria capitalei ar avea... Nu, la să zicem ceva... Da, să înceapă așa la în senat. Da, în senat sau că... Gen voluntari. Intră sau deputat, da. Ar putea. Dar sunt foarte mulți oameni care ar putea să bage ușor în politică și au capital de imagine. Da, foarte. Știți că dacă ai capital de imagine cumva... Ce-a făcut? S-a întors EBA în politică. La Constanța. Vrea să se ducă... Da, e la Constanța. Și acum reprezintă femeile... Single moms, că ea acum este single mom cu trei bucăți, coaie, când ești atât de bogat, poți să ți-o mai arzi single parent când tu ai trei dădace, e copilul și dădaca lui, poți să mai ți-o mai arzi, sunt eu și mamele singure, coaie, nu trăiești din alocație ca să poți să rezonezi cu femeile singure care se chinuie, nu trebuie să te duci vai morților și lucrează schimbul 2 și 3.
Exact. Du-te, dracu. Ai perle. Da, mă, dacă ai perle, da, nu da, poți, da, nu da, ai princip, empatie. Dar pe principiu ăsta, dacă extrapolăm puțin, da, putem să o ardem la modul cuvinte? De cât, de, cât da, de greu e... adică nici Beyoncé sau mai știu eu cine n-ar avea voie să vorbească despre conceptul de strong woman. Că normal că tu ești un strong woman, știi? Adică cumva, chiar dacă... E, nu, e, e bine. Că e diferit. De că ce? Una este ce, ce m-am ajuns, cum fac eu pula mare, și alta este, Doamne, dar mi-este foarte greu. A, știi? Tu crezi că ea, ea se plânge că e greu? Da. Eu am crezut că doar le susține așa. Eu cred că, știi, că ea zice că le reprezintă că pentru că știe cum este acum, știi? Ceea ce înțeleg că da, e nașpa să fii single mom chiar dacă ești super bogată, dar sigur nu are cum să fie la fel de rău dacă ești și sărac. Ideea e că e nașpa să fii sărac, eu asta încerc să zic. Da. Pe de altă parte, nu, nu ți minte să-și fi asumat platforma asta nicio altă femeie până acum. Încep de undeva. Da. Că era mult mai bine să fie o săracă singură care să aibă plat, să vorbească despre treaba asta, dar a luat-o ea, a ales prima, asta este. Da, probabil că au fost sărace, dar fără, cum ziceam, Mirica, fără, fără putere de capital, da, astfel fără, încât da, să ajungă cunoscute. Probabil că există un vlog de o mamă singură săracă undeva în lume cu 6 view-uri. Categoric. Plus că celelalte mame nu sunt singure, adică cele mai mame populare acum scriu cărți de parenting în, în staff, adică e, nu prea era la modă chestia asta de, de single mom, trebuia să fie, să ai o relație. Daciana Sârbu, care a fost o petardă prin, nu știu unde a fost, în Parlament, nu mai știu în ce, care cameră, de avea ea proiecte de lege cu jucăriile să reglementeze mai bine ce jucării se vând, la ce categorie de vârstă și că, din nou, că era părinte și acolo a identificat ea problema, ca părinte, asta era greutatea în viața ei. Când cumpăra cu jucării la copii, nu știu, s-a înnecat probabil fisul odată cu ceva din plastic și a zis, bă, hai să schimbăm legea, să fac și eu da, ceva pentru în ăsta. Că nu, pentru că e proști l-am neglijat, da, ci că jucăriile sunt prea mici. Jucăriile că proaste, da. Pontai taxul. Nu spune. Da. Apropo Eba, de asta. Eba, cine pula mea e Eba? Eba oh e my god, ce câți ani ai? What are you, 16? Fica cea mică a lui Băsescu. Elena Dacă știi Băse. Pe Băsescu, președintea României, cel mai bun de până acum. Printre primele OG pițipoance pe vremea da, era destul păi de era, buzulele, era trendsetter. Era foarte duckface și foarte proastă, adică, fața adică era și cea mai proastă dintre proaste și cea mai... pițipoancă dintre mm-hmm, pițipoance. A avut câteva combinații avea la începutul succesuri. YouTube-ului. Da, succesuri, da, chestii. Da, da. Era Viorica Dăncilă la vremea, la vremea nu, aia cumva. Aș, totuși. Da, nu e, la e, ca, e ca tot, putere. Nu era, nu e, nici ca putere și nici ca debit ca prostie, de retard. Da. Adică, da, adică a da, făcut niște greșeli. Da. Dar nu e chiar... Știi care e diferența? A știa, era puțin frică de vorbit un public da, și cumva își calcula puțin cuvintele înainte că era frică. Pe când Viorica Dăncilă doar merge cu Dacia ca prin arătură. N-are niciun stres. Ea doar, aia, sar, nu sar. Ea nu se gândește la consecințe vreodată. Da, nu despre okay, asta e. Ok. Mi-am văzut aminte acum de... Da. Cel mai bun prieten al meu din facultate a făcut la lucrarea de dizertație. Era super interesantă. Da, shout out. Adrian Stoicescu. Nu cred că se uite el. În fine. Și a făcut o lucrare super cool, care era despre influența reclamelor asupra copiilor. Super mișto, ca subiect. De ce poți să faci la marketing? Așa. La Bâncerc și așa. Ca facultate și cum a studiat? General. A făcut interviuri cu copii? Nu, mai mult bazat pe alt research și așa. Anyway, ajungem în punctul în care să ne prezentăm așa, ca la orice facultate, de căcapetie. Ca la orice... dizertație, hai să ne prezentăm proiectele, nu știu ce. Eu le-am prezentat, am făcut un proiect pe handmade din piele, like, share și subscribe. Și el a făcut despre asta și o femeie din comisie s-a super aricit la cur că ea este mamă. Și cum că reclamele nu sunt bune pentru copii. Și noi, coaie, suntem la facultatea de marketing. You're missing the point. Tu ești aici în calitate de profesor, nu de mama afectată. Ești insane. Păi ce asta? Zicea că-s bune doar ceea ce influențau, nu a zis că-s bune sau da, și că influențează și că din punct de vedere al corporațiilor și strict am un produs, vreau să-l vând strict la copii, credit, am acest produs, e mai bine să învăț copiii de mici că produsul meu este super bun, ca atunci când o să aibă putere de cumpărare să-mi cumpere produsul, ceea ce e... Nu zic că e... Nu zicea că e etic și că, Doamne, ce... Oameni minunați, da? It's how it works. Pentru că nu ai ce... Așa funcționează capitalismul. Ești retardat dacă la cap. Dacă lași copiii da, să... Ați văzut ăla... E treaba ta ca Ciudad părinte. Ciudad de Deus ăla. Ce anume? Este un film. În portugheză. Cum se cheamă? City of God. City of God. Da.
City of God, cu niște prin Sao Paulo, brazilieni, da. Brazilieni, da. Niște bande din astea de cartier, de vând droguri și căcaturi. Și se luptă între ele, na, vin alții și îi împușcă pe ea și preiau ei bișnița cu droguri și până la urmă, la finalul filmului, spoiler, da, nu-i pasă nimănui, e vechi, are 20 de ani filmul ăla, acaparează puterea niște copii de 12 ani care fac rost de niște pistoale și se ducă ea tot și împușcă. Adică la nivelul ăla chiar a trecut Brazilia prin treaba asta. Eu am crezut că e ceva absurd. Nu, după caz real, că e făcut din perspectiva unui jurnalist care a trăit printre ei cumva și e povestea lui ăla. Și efectul, gen, sunt bande din aia de puști, de 12 ani, de 13 ani. Și au pistoale pe mână și se duc și trebuie să recupereze bani sau ceva. Mi-a povestit. Și ziceați că erau România în pula mea. Și apropo de puști, nu uitați să donați. Bă, da, ar fi foarte drăguț. Dacă donați, nu știu dacă e Sebastian pe live sau nu, dar probabil s-ar simți și am apreciat foarte tare dacă ați dona și fără să vă strige cineva numele, ați fi foarte drăguți. Apropo de mă deranjează foarte tare... Cum a spus Virgil de filmul ăsta, eu nu l-am văzut. Și pare foarte captivant. Așa pare un film pe care mi l-a povestit mie Mincu. Mi-a povestit de un film, o să fac o paranteză scurtă, documentar, care a și luat Oscarul acum câțiva ani, despre un muzician, îmi scapă numele filmului, whatever. Mozart. Un muzician care a trăit prin anii 50-60 în America și era foarte bun pe jazz, dacă nu mă înșel. Probabil mă înșel. Era bun pe un stil de muzică. Vorbește ca un... Da. Ca un bătrân, mă rog, din ele. Dar o să încerc să... Bă, deci mi-a dat un entuziasm că e foarte mișto, că ideea e următoarea. Ăla a încercat vreo 2-3 ani muzică, i-a mers ca pula, whatever, aproape s-a stins. În timpul ăsta, în Africa de Sud, care pe atunci era sub regim comunist sau ceva în zona aia, nu-l corectați. Lasă-și zică povestea. Nici nu știu dacă Africa de Sud sau dacă era regim comunism. Stai că trebuie să ajungă la o concluzie. Practic, Mincu mi-a povestit că ceva s-a întâmplat. Cel mai accurate asta e. Dacă vrei era să urmă... muzician sau polițist, nu mi-aduc bine aminte. Muzician era sigur, mă, că cânta. Era foarte bun pe jazz. Ce pula mea că... Da, ce înseamnă asta? Deci dacă se prinde cineva, asta e descrierea aia de rebus pentru 10 puncte, dacă se prinde cineva. Să zici că efectiv ai scris un din ăla pe TPU. Ce cu filmul ăla? Am văzut un fată la trecerea de pietoni. E cum scrii pe Google. Era înaltă cam cât la geamul la mașină. E cum scrii pe Google, song la 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 la. Și acum ai Google, dăm răspunsul, că nu mi-am amintesc exact. Deci am văzut, chiar am tot intrat pe TPU, că pregătesc o chestie pentru radio și era o fată care a zis, cum se numea filmul ăla cu fata aia grasă de se îndrăgostește și ea și e negresă. Și cineva i-a răspuns, mâncați-o, și a dat link, uite, filmul ăsta cu Queen Latifah. Sunt convins că deja a răspuns cineva în chat, dacă n-avem delay. Așa, mă rog. Ce, mă? Și ideea în filmul ăsta e așa, că muzicianul ăla era mor de foame, vai morții lui, s-a lăsat de muzică, căcat. În țara asta mare de care vorbesc. Ce pula mea de ascultă la capăt. Mă bubrie interesul, pula mea, nu mai pot să mai... Deci în țara asta mare de sau care nu, vorbesc... Sau nu, poate era un orășel. Poate era pe... Nu, pământ, nu, nu, nu. Poate nu. Era din dai țară. Ideea e că el a ajuns ultra cunoscut și sunt și pentru că țara asta era sub comunism, doar se auzeau bârfe despre... Nu se știe efectiv cum au ajuns CD-urile. Inițial a început în America acțiunea, nu? Da, asta e fantastic. Care a rupt în altă parte. Da, nimeni nu știe cum au ajuns CD-urile sau morții mei sau vinilurile, ce erau, cum au ajuns. CD-urile sau... Am auzit și eu povestea, am auzit. Da. Boxila. Nu. Nu contează, lasă-l să termine. Mă rog, și ideea e următoarea, că ăla a ajuns acolo ca un simbol al revoluției și oricum l-a ascultat toată lumea, un fel de pasăre a colibrii, nu da, știu, știi? Da, Phoenix. Da, și era incredibil. Da, serios. Și era... Era incredibil de iubit și cumva efectiv toată țara, sute de milioane sau nu de oameni. Un număr. Erau ori cu sutele, ori mai puțin. Dar ca idee erau oameni întregi. Care, deci Mincu m-a făcut pe mine. Eu am fost foarte captivat. Și de exact așa ți-a povestit Mincu. Da, mă, așa. Da, nu, Mincu a fost mai accurate. Bă, dar ideea e următoarea. Am zis, mamă, cu aia trebuie să văd filmul. Că până la urmă îl găsesc pe ăsta în America, ăsta nu-i vine să creadă, se duce și face concert la fel, la mulți oameni. Oho! O grămadă de nenumărată. Deci cum vezi până la zidul ăla din sufragerie, mai încolo.
Dar ce încerc să spun este că Mincu mi-a dat mie un super hype de frate, du-te, trebuie să văd documentarul ăsta. Și te-ai acasă, l-ai descărcat. Păi mie nu mi-a ieșit acum. M-am dus acasă, l-am descărcat și mamă ce m-am plictisit. A fost cea mai tristă experiență a vieții mele. Și tot n-ai reținut. Nu, deci păi m-am uitat la tot. Nu ține păi normal, minte unde da, de-aia a fost. Ok, am înțeles. Dar deja mi-a zis Mincu asta în 3 minute. Mamă, și așa rămân plictisit să-mi va pula. Tu ai putea să trăiești citind doar sinopsisuri de filme și ți-ar ajunge? Bă, deci tu știi, dar nu, dar nici n-ai idee cum am. Păi după primele 6 cadre, deja eram. Da, bă, că te știu că o să ai succes. Aia, 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 sau Franța sau Africa de Sud. America, Canada, Mexico. Care e concluzia la, la cum se termină documentarul ăsta? Rămâne acolo. Nu, mă, ăla se duce, susține ceva concerte și banii ori dă lui Fisu. Ori bea. Nu mi-am amintesc cu aia. Ori pierd, da. Am realizat că m-am aruncat puțin prea în adânc. Ok, fie. Dar ce încerc să spun este că că exact cum ai exact cum ai povestit tu acum. Pare captivant, dar e o șansă să nu fie pentru alții. În funcție de cum îl trăiești tu. Tu spui de un documentar care a câștigat un premiu? Oscar. Sau eu îți spun de Oscar sau Pulitzer. Eu îți spun locul, cred că BAFTA. 15-20 IMDB. Cam așa, este de păi zic eu. Deci e top. Păi dar ce, uite, așa da. Da. Am auzit de City of Gods oricum. Da. Cântă Pitbull melodia. Vorbe serios, melodie. Welcome to City of God. Un, două, stres. Nu, e foarte rumba. Așa numără Pitbull. Un, două, stres. A ghicit cineva numele. A ghicit cineva numele. Nu mă ține în suspans. N-are cum să nu. Da, înțeles nimeni nimic. Nu le-ai zis să ghicească. Începe acum. Ba nu, m-am zis și mai devreme că sigur o se prinde cineva din chat. Da, dar ne-ai zis că o să-ți spun. Poate s-au prins în secret. Da, hai ziceți-l toți în cor că știu că vă stă pe limbă. Întrebați-vă părinții că doar ei au înțeles și a zis la ce film s-a referit Mitran. Nu, e mă, că cum îi zice lui ăla de a jucat în filmul ăla? Care? Ăla cu doctorii. Îl știi tu. Ăla blond. Rodriguez? Rodriguez! Da. Dar Rodriguez e băiatul, dar nu e numele filmului. A, nu, tot ea a zis. Da, atât. Bă, mersi frumos. Ce? Omul cu zahăr? Da, Sugarman. Sugarman e melodia, nu știu searching dacă e și... Searching for Sugarman, mă. Da, mă. Da. Și asta era melodia, super hit-ul. Bă, hai mă care că... Cântă-ne-o. Eu mă înțeleg cu oameni, voi proști. Cântă-ne-o. Cântă-ne-o. Nu mi-am amintesc. Nu. Imaginează-ți cum sună. Nu. Bă, deci efectiv aș putea să... Sugar, ta-na-na-na-na-na. Sugar, man. N-am nicio idee. Dar ca idee, da. Finding Sugar. Uite o idee foarte bună. Cântă ce piesă știi tu. Da, cântă-ne ceva pentru că ne-ai povestit filmul ăsta în halul ăsta. O idee foarte bună de ce să faci tu ca material pentru joia. Cântă-ne o piesă. Zice Oana că faceți o secvență în care Mitran povestește documentare. Sau nu? Excelent! Să încep pe emisiunea. Salut, săptămâna asta o să vă prezint, nu știu, Titanic. Da. Mersi că v-ați uitat. Filmul ăla cu vapor, zi mă! Și m-am pregătit. Da. Băi, și m-am pregătit. Scuze, ne vedem săptămâna viitoare. Dar da. Joia apare ceva făcut de bine? Da, uite, nu. Joia asta da. Apare, nu este amuzant deloc. Apare Luiza, joia viitoare apare Mitran. Pune presiune pe yo, Mitran. Yo. Nu, frate, că nu e depresiune. Nu, oh my frate. God, abia aștept. Am vorbit pe Patreon despre ce o să facem fiecare. Da? Da, aveam, am pus podcast pe Patreon, oh nu God, eu. Te-ai uitat la podcastul nostru pe Patreon? Adevărul că nici nu ne dai bani pe Patreon, de ce te-ai fost... Adevărul e că și stau cu voi suficient de mult timp. A fost foarte fun. Vreau să mai facem un bis acum. Chiar ar fi nice. Să ce? Gen pentru Patreon? Nu, să facem un bis acum. La ce? La podcastul ăla. Păi nu mai știu ce s-a întâmplat. Ce înseamnă să facem un bis? Subiecte. Știu că s-a terminat cu... Făcut un grătar. Nu. Dar asta nu se mai întâmple. Adică într-adevăr. Hai și am vorbit despre prietenii tăi care s-au dus în vacanță la Barcelona. Gata, hai să ne liniștim. Barcelona? Da. Asta e pe public, scuze. Și s-a întâmplat, na. A fost foarte fain. O columbian. Australia are 0 cazuri. Da. Nu te uite. Să-și fii surprins. De ce ai notat asta ca topic? Ce?
Pentru că nu știam dacă aveți sau nu chef de vorbit. Păi da, okay. Așa că Australia are zero cazuri. Mi se pare foarte interesant că ei sunt în lockdown de prin iunie. Urmăresc o australian că și eram concediu. Ei n-au ieșit deloc din lockdown? Ba da. Păi nu. Nu știu pe cine, cine-i prietena ta și de ce nu-i stă la pușcărie sau whatever ce se întâmplă în Australia. Nu, dar era un bumerang în cap. Prin Perth. Și erau la plajă. Erau la plajă. Ce mă mese deranjezi. Cu mă pui petreceri. Să fact check. Da. Urmăresc o insulă. Urmărești, de fapt. Urmăresc o insulă din Australia. Tu urmărești o insulă? O insulă și cu nisip alb. Acolo îmi doresc să ajung. Pe Instagram o urmărești sau da, din i-am dat follow la insulă. Mă duc cu nisip alb. Are nisip alb? Are nisip alb. Alb, alb. E super. Știi că nisipul alb vine din căcat de animăluțe? Cum e ăla din Caraibe este mostly căcat de animăluțe, de păsări. Nu-mi pasă. Mă, just saying. Da. Fun fact. Ce mă enervează că mă pui să fact check, dar așa este, zic eu sigur, pentru că a fost este la radio ce? Și ce la este radio. Așa? Adică Australia are zero cazuri? Uite așa, Australia, zero cazuri de COVID în ultimele 24 de ore după 100 de zile de lockdown. Mesajul transmis de Ministerul Sănătății. Încep să vadă efectele celor 112 zile de lockdown impuse de autoritățile australiene în statul Victoria, epicentrul infectărilor în ultimele luni. A, deci doar într-un stat, dar n-a fost toată Australia în lockdown. Ca asta, la urmă, nu te contrazi cu Virgil. Așa e titlu. Păi da, nu te contrazi. Adică ai văzut în statul Victoria, să mă mulțumesc. Aici vreau să merg. Ne facem că știm unde e statul Victoria din Australia. Oh my god, arată ca orice poză când vrei să arăți mare. Da, asta am pe desktop, default, da, de la Windows. Felicitări. Ce? With Sundays Queensland. E în Queensland. Și ce s-a întâmplat? Bă, ne urmărește cineva din Australia să muriți voi? Scrieți în comentarii, vă rog frumos, dacă e cineva din Australia, chiar vreau să vorbesc cu voi. Și în afară de asta nu uitați să donați, uitați acolo mare pe ecran, da. Acum mare pe ecran, toate detaliile de care ai nevoie ca totul să faci o faptă Irinuca. Bună da. Dracului odată. Adunește niște karma points că știi tu ce ai făcut, știi. Adevărat, plus că se termina ce? Repede. Ce s-a întâmplat? Nimic. A fost doar tehnic. O tensiune sexuală? Este tot timpul este o tensiune sexuală. Să zici ce? Oh my god, ce noi drăguț! Suntem, oh, ce drăguț! Bă, băiatul ăsta? Bă! Kissy your face. Suț, frate. Da. Suț. Da. Ce urât. Este unul dintre cele mai hidoase cuvinte pe care le știu. Suț. Suț. Da. Cum a ieșit? În principiu datul cu var sau ce fac oamenii care folosesc cuvântul suț și celălalt spune suț. Suț. Mai că suț. La ce te referi prin suț? Adică parfum. A ieșit salon. Da, ce stai ce? Cum ceas. Giorno. Bele. Bă, dar ce a fost mai întâi? Ca ouă și găina. Ce a fost mai întâi? Parfum sau ceas? Eu n-am auzit de ceas niciodată. Hai mă, serios? Nu conceptul de orologiu, ci... Tu ai auzit? Mă cred, da, mai degrabă ceas. Mă gândeam că poate în zona mea. Ceas. Da, mă, da, și prescurtare era doar ceas. Cine și-a luat, vorbește și-a luat așa? O mașină, da, dacă ceas. Ești întrebat cum merge ceas, dar nu cum și-a luat o mașină ceas. Asta nu am auzit nicio. Nu? Nu știu. Ești retard. Mi se pare că vorbiți sau ca pe nu. Minimax. Mai mergi tu pe la Piața Vitan, Luiza. Țuc. La Piața Vitan? Țuc. Dar țuc nu e de la pupic de cocalari? Da. A, de țuc. Da. 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 Dani Mocanu se retrage... Oh, Mitranu îmi citește subiectele. Mitranu s-a pregătit pentru astăzi și îmi citește subiectele și mă deranjează. Copilează ca ultima scursură. Da, frate. Dani Mocanu se retrage din muzică în Isus. Discuss. Vreți să vă caut declarația? Nu se retrage în Iisus. Asta am zis. Eu nu mai pot să mai lucrez în condițiile astea. Da, mă, eu am văzut. Nu mai vreau să mai stau lângă Mitrăi. Am văzut storiul lui Dani Mocanu și mi se pare foarte, foarte, foarte... N-am helancă. Fucking hell. Bă, de-azi dimineață îi spun că n-am helancă, mă, înțelege ceva. Se deranjează. Dacă n-aveai fermoarul ăla, era un pic de helancă. Da, dar nici măcar așa, man, că e mai largă, e cool în pula mea. Nu e cool, e... E dead shit. E foarte de tată. Da, e bine, am zis că e bine. E de pe H&M online. Nu vreau să accepte asta. De pe H&M? Ți-ai cumpărat haine online? Da. Why? Pentru că nu vreau să mă intru în magazine, că mă plictisesc și mă enervează. Păi și dacă le iei online, de unde știi că, dacă îți plac sau nu? Nu este vorba de a-mi place hainele sau nu, e vorba de a mi se potrivi. Am luat două perechi. E ceea ce e mai riscant, de unde știi că ți se potrivesc sau păi nu? Păi e, că am luat două perechi de blugi care mi intre până la pulpă. Pulpă, vorbesc mi se pare că un cuvânt care îți umple gura foarte bine. Da.
Una dintre ele... Ce ai făcut, l-ai returnat? Și n-ai voie să o folosești încă când nu, vorbești despre corpul uman. Încă mă gândeam, dar nu vreau să-i rup etichetele, să vin la un moment dat. Una dintre ele m-a încăcat, intră pe mine, dar este tot ce nu-ți doresc să vezi vreodată. Adică eu cumva consider că am picioarele destul de drepte și că tot ar face cute așa ca la Michelin. Sunt arată blugi impecat. Sau blugi? Și negri. A, am înțeles. Bă, e cât se poate de du-te morții, mă, tine înapoi la lins timbre. Nu știu de ce am zis linși timbre. Ți se pare că e o activitate gheiuță să linși timbre? Nu, mi se pare, da, nu știu. Cred că ți se face rău după ce linși foarte multe timbre. Dar când ai mai făcut, când ai făcut asta? Când am lins ultima oară un timbru. Da. Când trimiteam cărți poștale de la mare. Să fi fost Eforie Nord 1900. Da, în zona aia sunt și eu. Îmi trimiteam de la mine pentru bunica. Îți trimiteai singură? Ah. Îmi trimiteam și mie acasă și bunic mai așa teta. Trimiteam că ta adresă știai. Da, și nici nu aveam prieteni. De ce să vă mint? La noi nici n-au ajuns toate, frate. Păi nu aveți poștaș. Sau ajungeam noi înaintea... Ah, da, tot timpul ajungeam înaintea, dar te bucuri să primești o ilustrată în poștă. Vă zic că declarația domnului Bocan... Timbrele nu trebuie neapărat linse, poți să le ții sub limbă. Cool guy. Dominica club. Dominica ți-a venit pe lor. Am făcut o glumă cu droguri. LSD-ul. De dracu. Da. Băi, ia hai mă. Facem felul următor. Setlist. Hai zi. Lumea să zică un cuvânt în chat. Și noi să vorbim. Avem câte un minut de fiecare. Și noi acum facem cel mai bun stand-up din lume. Ba da, un minut de fiecare. Dar nu vă fac eu. Dar nu vă amuz eu pe voi. Mă mâncam ia. Bă, dar schimbăm lumina și trecem. Hai că acum mai, tragem că o cortină prins imediat. Nu, lumea să zic un cuvânt în cap și noi în chat. În cap, dar și noi îl ghicim. Dificil, nu că îl ghicim. Noi să ne jucăm pânzurătoarea pe internet, noi să vrei noi, să facem. Nu, noi să știm ce înseamnă. Ce ne jucăm, de vocabularul? Da. Adică lumea să citesc, da, lumea să dea cuvinte în mâna. Ia să vedem. Revergorant. E atunci când te revergorezi. Serios, adică îți dai un refresh la aer. Am fost în zona. Revergorant e așa când... Care reîmprospătare. Da, pe asta am spus. Ding, ding, ding. Ce? Reîmprospătare. Bă, dar nu vreți să terminați doar pentru mine, dar nominalizați și pe alții. Așa. De vârtejarul? Da. Nu-l citi, nu mă interesează. Da. Nu, no, gata. Ciopârtac? Nu voiam să o sună. Nu știu ce înseamnă. Ciopârtac. Bă, m-am uitat la un... Cred că e un animăluț. M-am uitat la un vlog de-al lui Vârtejarul. Sau, da. Mi se pare foarte drăguț. Shout-out-ul Vârtejarul. M-am uitat la un vlog de-al lui și spunea că i-a plăcut foarte mult o carte, că lui în general îi plac cărțile din care învață cuvinte și că avea vreo, nu știu, 9 cuvinte pe care nu le știa în cartea aia. Fuck it. Dacă tu nu știi 9 cuvinte într-o carte, tu dai seama câte nu știu eu, ești prost la ca. E la mod. Deci aș termina, dacă ar fi să trec peste cuvinte pe care nu le-aș ști, aș termina într-un sfert de oră. Și ar fi înțeles doar de și că. Da, e în zona. Păi cred că așa a fost și cu documentarul ăsta. Cred că ai avut problema, subtitrarea cu neologisme. Un personaj dintr-o țară mare. Africa sau nu? Da, a făcut un concert. Era din străinătate. Bă, dar da, un vârtejar ce e, mă? Un vârtejar, ce este un vârtejar? Care vârtejește. De asta care un om care vârtejește, dar ce dar înseamnă ce a vârteji? Eu știu, da. Nu știu dacă pot să zic la ora asta pe internet. Sunt extenuat. Ce este word of the day? De ce? Sau ești vârtejit? Nu știu. Man, tot ce trebuie să faci să ai ADHD și nu trebuie să fii extenuat niciodată, pentru că verde. Ce, mă? Doar te uiți în jur și nu te mai concentrezi. Este atât de zi. Eu vă zic ce a zis Dani Mocanu, eu-n bapula. Eu aveam a mission, I'm a woman, I'm a mission. Eu nu cred că poți să vârtejești fără cel puțin un metru de vibrator. Mamă, cât de random poate să fie live-ul ăsta. Așa vârtejești. Atât putem în seara asta, suntem mai obosiți cu toții, mai terminați. Ce? Vezi? Ah, și da, să ne zică și la cuvântul ăla complicat.
Ciopârtac? Ciopârtac, da. Ăla e un arhaism din Moldova. Care deja este, este nickname-ul meu la Counter-Strike acum încolo. Nici nu mă interesează ce înseamnă. Așa o să mă chemem pe internet. What the fuck? Ciopârtac 12. Ciopârtac 12. What the fuck, Ciopârtac? E și engleză, nu doar filme. Rush beat, Ciopârtac. Așa, deci Dani Mocanu se... Dani Mocanu se retrage. A spus așa, pe o postare, da? La el, pe internet. Dragi prieteni și fani, vă anunț din toată inima mea și cu toată sinceritatea că nu voi mai cânta absolut deloc. Am câteva proiecte terminate deja pe care le-am programat până la data de 7 ianuarie 2021. Sunt Ion. Iar apoi mă voi lăuda... Nu, iar apoi voi lăuda pe Domnul Iisus prin cântări duhovnicești. Eu și familia mea suntem credincioși de când ne știm și cred că a venit momentul în care să vestesc oamenilor ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Și acum toată lumea. Bă, Dumnezeu e tăria mea, de post pentru sufletul meu. Ajutor când povara e grea. Dumnezeu e tăria mea. Mulțumim, Victor. Mamă, ce old school. Cu inima la tine, Victor. Ce voiam să zic vis-a-vis de Iisus? Bă, nu mi se pare... Iisus. Asta mi se pare să zici la băiatul cu pizza, că cum să-ți aducă vis-a-vis de Iisus. Nu găsesc ies la pe Maps. Nu știu, mi se pare un pic cam așa, cam că n-ar Iisus. În sensul că... Toată lumea laudă, da? Fețele bisericești, ce trebuie să faci? Trebuie să-l lauzi pe Iisus, dar Iisus niciodată, guys, vă rog, bă, nu e chiar așa, mi se pare că... Iisus întotdeauna e, da, man, hai, lăudați-mă, pupați-mă în pulă. E și un păcat, teoretic, nu? Să nu-l lauzi. Să idolatrizezi așa alte chestii, dar pe el trebuie. Pe Iisus, dar trebuie. Da, orice altceva n-ai voie, dar da, pe el... Da, e foarte overly attached girlfriend, așa e... Da. Da, trebuie doar cu el, doar să nu cumva să cu alți, nu cu alte. Niciodată, nu parte. Să faci chip cioplit. Nu. Eu sunt unicul, eu sunt singurul. Singurul tău, Dumnezeu. Singurul și unicul domn adevărat. Hai zi, unde ești tu, Eliade, să vezi aici, doamne, recenzie. Doamne, ce relație toxică, man. Nu, doar cu mine. Așa îl văd pe Iisus. Pe de altă parte, pe mine mă amuză foarte tare memele cu Don't bring Jesus into your mess. Îmi plac foarte mult. Oh, Jesus. Mi-ar plăcea. Da, e canie curat. Oh my god, a zis Bogzila că Dani Mocanu e canie pentru săraci. Canie. Caniei. Ați văzut podcastul la Joe Rogan al canie? Nu, care are 3 ore și I have things to do. Eu am văzut vreo oră și... Și? Spune-ne. Bă, mi s-a părut foarte... Adică e pe spectru. N-ai cum să crezi vreo clipă că n-ar fi pe spectru. Da, e într-o zonă în asta. Bă, e, tu l-ai văzut? Pe cine? Pe Kanye West? Cine e pe spectru? Da, la Joe Rogan. Nu. Ce fel Kanye? De spectru? Autism? El e alesul în principiu. Adică are o... La un moment dat vorbește vreo jumătate de oră despre cum el e alesul. Adică e clar că cu Dumnezeu plăcere. Pe el l-a desemnat. Dragi ascultători, cu plăcere. Ah, da. De la... Prima întrebare, da, prima întrebare e de la de ce candidează la prezidențiale și da, și asta. Și în principiu vorbește despre cum el chiar e alesul. Dar la modul de Jesus, dați-vă o dată toți seama. Eu cred că el e bipolar, sincer. Și on the real, el a fost diagnosticat clinic pe chestia asta și îl întreabă Joe Rogan. Care highs și super lows și nu poate să se concentreze? Da, nu, e dar foarte... Dar Rogan ce face în tot timpul ăsta? E atât de ciudat cadru acum de la nou studio, mă, că era numai pe Kanye. E prea agresiv, e prea roșu. Da, nu, asta clar, dar eu mă refer la cadru în sine. N-a fost aproape deloc general, frate. Vorbea Kanye, câte 35 de minute legat, vorbea de fiecare dată și nu vedeai, dacă vedeai un cadru pe Joe Rogan, dar foarte scurt, în care făcea una așa, sau, știi? Dar în rest, doar pe Kanye cadru și e ciudat că vrei cumva să empatizezi și cu hostul, să vezi cam ce reacție are. Că-și dă ochii peste cap, da, fă ceva. Exact. Dar tu nu vezi, îl vezi doar pe Kanye ca și când vorbește singur la cameră. Ok. Așa cum s-a oprit în gât. Mini burgeri? Mai aveam un pic și vomitam acum pe live. Ați mâncat mini burgeri? Da. Ați mâncat mini burgeri de la Boss, de aici, de la Oh colț. My god, am mâncat Virgil, sunt cei mai drăguți burgeri, sunt super mici. Da. Pare că poți să țin deși unul în față. Doi de vită, unul de pui cu cartofi, cartofi nepalezi.
Arăta o cam desene. 21-99. Cartofii erau făcuți de nepalezi. Ah, lucrau acolo doi nepalezi. Și Virgil i-a întrebat cât sunt de nepalezi. I-am întrebat de unde sunt și după aia am întrebat cât de sus trăiau acasă, la ce altitudine. Cum întreb oamenii? Bă, dar ce poți să relate cu niște nepalezi? Nepal, munți, unde, cât de sus era? Nu mă interesa. Cum te cheamă? Doar nu o să învăț cum îl cheamă. Și a zis că trăia la vreo 2000 de metri. Și mi-au explicat că Himalaya, Everest, 8800 sau nu știu ce a zis el, 2000. Așa mi-a explicat. Și eram nice. Da, okay. Nice. Still good, da. Da. Și acum ești prieten cu ei sau ce? Și am întrebat dacă le e greu. Ah, știu unde găsesc în fiecare zi. O să mă gândesc să mă duc să-i invit în oraș. Și care-i faza cu cartofii? Ce aveau special? Brașov, nu, erau făcut de ei. Noi suntem aproape nepalezi? Nu, am vrut. Sinaia e nepaleză? 500? Nu, cam așa, aș zice și eu. Că sunteți pe fundul văii, cum ar veni. Da. Și i-am întrebat dacă respiră greu aici. Și a zis că da, că respiră cam dificil. Serios? I-ai întrebat asta? Păi da, că știu că... Ei vorbeau română? Care... Nu. Vorbeau un pic română, stâlceau câteva cuvinte. Așa. Cu femeia care era la casieră. Hai de fă... Da. Ia la pula! Ia la pula! Ia la pula! Tanti! Tanti! Du-te morții, mati! Învățat de la Nicușor. Știu că și nepaleză. Știu să pocesc un pic în amora de nepaleză. Parcă eram acolo. Accentul ăla de nepalez. Vedeam Iaci. Nailed it. Era Buddha lângă tine, nu? După miros, mi-am dat seama. Bob Burger. Oh my God. Nu erau nepalezi cartofi, erau cartofi prăjiți făcuți de nepalezi. Păi și care, deci unul ce făcea și celălalt ce făcea? Aveau amândoi același job sau unul făcea burgeri, unul cartofi, unul tăia cartofi, unul îi prăjea? De atât încă că m-am uitat. Erau doi nepalezi acolo. Pura mea, i-ai întrebat de altitudine, dar nu i-ai întrebat de atitudine. Eu așteptam de ceva timp deja. N-am auzit de asta. N-are rost. Eu așteptam de ceva timp și la un moment dat a mai venit o comandă de la... nu știu, Glovo sau ceva. Și a țipat tantea la ei că, bă, mai vreau doi vegetali sau ceva. E româncă. Și atunci, da, i-a zis în română. Și a zis ea, mulțumesc. Și el a repetat, mulțumesc, dar așa cu stâlcit. Și eu am întrebat eu că din ce țară sunt. Și a zis că întreabă-i. Și eu am zis, m-am băgat în vorbă cu ei. Eu nu vorbesc cu așa ceva. We don't speak to the help aici. Dar a zis că să vorbesc cu ei în engleză. Și am zis că aia de pula mea trebuie să mă prefac că știu engleză acum. Și m-am dus la ea și i-am zis, tall, how tall? Oh, yeah. Far. Brief. Ah, Everest? Parcă sunt acolo, iarăși. Și acum, greu, hă? Here. There? Nu am întrebat, când m-am așteptat. Marius. Am amândoi același nume. Da. Dar chiar, cum sună, cum ai crede că sună limba nepaleză? Dalai. Vrei să fim racist acum, da. Asta. Nu, sunete, cum ai zice la Jimmy japonez, de exemplu. Dalai senpai, Sanjay. Cam așa, da? Cum, mă? Nu știu. Chinezește, adică? M-am gândit la Dalai Lama. Între indiană și chinezește? Se poate, că pe acolo sunt. Geografic. What's your problem with the Windows? Is your computer turned on, sir? Is your computer turned off? Today, guys, I'm gonna show you the difference between 3G architecture and 4G architecture. Este mire. Deci dacă cauți... Oh my God, ce funny, bă, băiatule. Suntem obosiți. Oh my God, zicem ce se întâmplă joi, că avem show și vrem să-l ținem? Mamă, joi, să zicem, ia să mai discutăm mai întâi și după aia să vedem dacă joi avem show la Comics și chiar ne-am dorit să-l ținem. Mitrana e legătura. Joi peste 3 zile. Avem, adică o să fie la căldurică. 5 octombrie? Da, noiembrie. Mamă, noiembrie, senzațional.
Mamă, e bine că îl prindeți, că dacă era pe 5 octombrie, fusese deja luna trecută, dar aveți șansă să veniți joi la show. Zi-mă, Mitran, o să fie călduț? Da. Da? Nu, știu. Bă, God, exact tipul de răspuns al lui Mitran. No, documentar. Bă, o să fie cort sau nu la comics? Da? Sau? Bă, e de vorbit. Da, bă, bă, important e că au vin fiert. Și dacă n-au vin fiert, bei 6 cafele ca mine și nu o să-ți trebuiască vin fiert. Veniți sau căldură pentru că ești la un club de comedie stand-up. Cu stand-up, da. Asta noi vă invităm. Caterinci. Și donați aici, uite, overlay, donați acum niște bani pentru o fetiță. Bă, ia-mi ăla de pe față, i-am scris-o ăla de pe față, că nu să eram frumos. Am încercat să fiu. Și în afară de asta, deci ideal ar fi ca la show niște oameni să vă trimiteți prieteni care nu au mai fost la stand-up. Gen, o veniți voi care voi ne-ați mai văzut. Da, dar trimiteți-ne niște sufletele, că e super ieftin biletul. Cine știe, vine lockdown-ul dracu și nu mai ieșiți din casă. Și, mă rog, depinde cât ești de bogat. Da, e normal. E un preț. E un preț decent, acceptabil. Da. Da. Nu poți să-l promovezi ca super ieftin. Exagerăm și noi. Exagerăm și noi. Da. Ca să dați click pe ia bilet. Dar ar fi drăguț să vă trimiteți niște rude, nu știu. Bă, și vine plus lockdown-ul. Că ies show-uri bune. Da. Din punctul meu de vedere, din ce țin minte, nu țin minte să-și fost un show rău la noi, la terasă, la comics. Adică niciodată în fiorător. Da. Așa și în și afară în general, de asta. Și sau vreodată. Mai e vreo bere. Mai e vreo bere. Da, deci mai e una, pahar mai cu una. Apă, te rog. Și eu vreau apă. Auzi, da, cizmaș, dar live-ul ăsta mai durează? Mi-a adus și mie niște burgeri. Bă, de mai țin mult aici, ce pula mea. Oh my God. Și nu zicem mulțumesc. Și de ăsta, care mulțumesc. E foarte important? Zi orice. Stai, mă, nu mai ba da, zic? Parada de hai 1 decembrie tu. Nu mai este... Te lovesc cu clipboardul ăsta. Mamă, ce-mi place, te lovesc frate. Cu clipboardul ăsta. E oribilă parada de 1 parada decembrie. Nu poți să te uiți cu... Hienele, hienele. Zice, mă, zice la un moment dat. Nu. Șacali, oh my God. În primul, tu trebuie să ne, yeah. să ne povestești ceva de respirat. Dar parada de 1 decembrie. Da. Nu se mai ține anul ăsta. Bă, să știi că mie mi-a plăcut, da, parada. Am fost odată la ea. Îmi plac caii, mă. Cum și e mișto caii, dar ar putea să facă asta, nu știu, mai la mai ei acasă. Da, n-aș. Așa, da, tancuri, taburi și, și dastere, dastere cu șenile, daci cu șenile de jandar. MiG-21 Lancer. Sunt și miguri. Da, de obicei sunt și avioane care lasă tricolorul din în urmă. Da. Bă, dar arată galbenul ăla la steagul nostru? Bă, cât de frumos arată albul din steagul Franței în centru. Și la noi e galbenul ăla. Mie-mi place. Bătut de soare, așa. Bătut de soare, dacă chiar e bătut exact, ca câmpurile, de pe câmpiile României. Da. Ca grâul, ca orzul, ca ovăzul, ca secara, este ca foarte rapița. Bine. Deci, steagul României în felul următor. Roșu treci prin apusul de la Marea Neagră, care nu e. Că fiți răsărit acum, am realizat. Dar mă rog, presupune că i-a pus... Depinde în ce unghie. Da, exact. Undeva cu... Deci asta simbolizează steagul României. Apusul de la Marea Neagră, dacă ești de pe partea cu Turcia, ca să-l vezi. Că dacă nu vezi răsărit. Așa. I-a pus ăla, după care lanele de secară, de grâu, prin care te plimbi ca în gladiatorul. După culminescul albastru, care vine de la Voroneți. De la Voroneți. De la Voroneți. Da. Este... Te trece... Bă, Voroneți, e unul singur, nu mai mulți. Nu-i da, Voroneți. Da, mă, asta în show, Voroneți. Dar, practic, steagul României te trece printr-o experiență întreagă și faptul că tu ignori și cu arzi așa la modul de pula mea ce galben spălăcit. Mi se pare că albul lor e mai nașpa decât galbenul. Mm-hmm. Adică albul dintre roșu albul și albastru. Albul ce simbolizează? Ce simbolizează? Faptul, calitate, da, curățenie. Simbolizează drapeluri albe de alea de predat, de ridici în vârful portului la modul gata. Bă, cu aia, puteți să veniți să ne futeți femeile separ, că ne prendem nu armele. Nu poți să separi numai o culoare, le iei pe toate așa, ca combinație. Da, mă, le iei pe toate două ca combinație. Culori, pune-le, și când te îmbraci, întoarce-le la 90 de grade și ai drapelul Olandei. Cu ce e diferit? Da. Nu e cu, sau steagul Americii dacă pui cu steluțe și cu linii. Tot culorile alea. Despre drapeluri, care îți se pare cel mai mișto drapel? Prea multe culori puternice pe steaua. Cine mai are roșu, albastru și alb? Coreea de Nord, Cuba și America și Franța. Cred că multe. Rusia, dar, zic că Serbia, asta spune Slovenia, ceva. Asta spune Slovacia, ceva. Spune Cehia. Ceva. Numai țări la care, bă, n-ai ce căuta acolo. Pe când în România... Nu. Man, apusul de la Marea Neagră. Da.
Câmpiile voroneții galbene cât vezi cu ochii, voroneții. Bă, deci dacă mă chema cerul pe... albastru pe care îl vezi de pe vârful Negoiu. Deci dacă mă chema pe mine firea, frate, omul moldoveanu 2544. Aia dacă turiști, un PowerPoint cu așa ceva, de făcea ministru. Bă, dar nu PowerPoint, aveam voice-over. Ministrul turismului. România. Turismului. Vă știți filmulețul ăla cu tentița aia? S-a dus Ceaușescu în China, în vizită. România. Și este melodia mea preferată, o ascult fiecare dimineață, cu asta mă trezesc. Așa mi încep ziua. Tântiță chinezuță care cântă Românie, Românie. Și cântă foarte frumos, e foarte amuzant. Și are există, dicție. Via colegul meu de la Radio Horia, am descoperit o melodie African cu Ceaușescu. Doamne, este extraordinară. Se, nu zic e așa. Ceaușescu? Nu, e Ceaușescu na boca sa noie. Ceaușescu. Oh my God. Bă, este extra, sună atât de bine, este super faină. Căutați Ceaușescu African Song și nu o să regretați nimic. Ceaușescu în Waka Waka. Asta trebuie să căutați. Și e super funny. Și e mega, sună bine, așa, e happy go lucky. Și dansează în jurul focului ceva pe videoclip? Nu știu că e vinil, nu e videoclip. A. Auzi. Avem nevoie de un videoclip. Pare rău, îmi pare rău. Cineva trebuie să ia sample-urile alea cu el jucând volei și să facă un clip când dansează pe piesa asta. Când aruncă cu potcoava la băț, știi? Poza aia cu Iliescu lângă ei când se uită cum aruncă la... Incredibil. Hai să vorbim acum și despre... Du-te morții asta. Tăi. Nu mai bag de aici. Zi aici. Zi acolo. Am văzut doar contra. Bun. Zi acolo. Ce se întâmplă mâine la Comics? Mâine ce avem noi treabă? Poi mine. Miercuri seară la Comics Club e open mic prezentat de mine, la care poate urcă și terminați ăștia. Urcă și ăștia. Urcă și pentru ăștia. Pentru că de ce? Dar avem ca idee... Păi asta voiam să spun. Ca idee... Show-ul se va termina cu... Merge? Aplauze. Nu contează, tu vezi și vorbește acolo în continuare. Așa. Zi de la capăt. Show-ul de open mic, care oricum e foarte drăguț, ați putea să veniți la el, se va termina cu 10 minute de pauză. Pentru că de ce? Stai mă, că mi-ai stricat tot timing-ul. Se va termina cu 10 minute de pauză. Pentru că de ce? La finalul. Mă simt ca Cove la Dansez pentru tine. Cove n-a fost la Dansez pentru tine. Dar ar fi trebuit să fie. Ar fi făcut un cuplu minunat cu Ștefan Bănică. Bă, dar vrei să pun muzică dramatică? Nu, pula mea pe Iulia Vântu. Cum se taură? Aia cu ta, 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 ta. Cum se cheamă? Pirații din Caraibe? Asta e altă recenzie? Da, ce pula mea? E la Radio Televiziunea Severin în pauză de publicitate melodia asta, așa trec ei între cadre. Ai senzația? Da. Efectiv, șapte capre au scăpat astăzi de la ferma comunei din Țești. Tam, 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 tam. Înmatriculări auto. E ofensiv pentru handicapați ce ai făcut tocmai. Tam, 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 tam. 10 minute de pauză. Niște cadre aranjate. Și totul se va termina cu... Stai că trebuie pe drop. Vino să alegi. Cu show-ul... Podcastul ăsta. Da, mă. Totul se va termina cu... N-ai voie să faci din astea handicapate. A, n-am voie să fac din astea. Scuze, YouTube. Las-o că dau eu mai ce. Ok. Show-ul se va termina cu închiderea acestui canal. Show-ul se va termina cu, nu știu, zic, emisiunea niște oameni. Miercuri seara la open mic. Mai zicem încă o dată. Ca să se audă dracului, filmăm nu știu zi cu public, este super fain cu public, nu e cringe deloc. Și avem invitat special, nu știu dacă să spunem sau nu. Dar nu spunem, hai să nu spunem. Nu spunem, dar avem un invitat. Avem un invitat. Avem un invitat care are blog de la Nane în pula mea. Exact. Nu o să zicem cine, dar gândiți-vă. Dar s-a ajuns. Are bif cu Nane. Deci eu cred că este cea mai bună reclamă pe care am făcut-o vreodată. Două minute jumate, ca să spunem, nu știu, după open mic miercuri seara. Două minute jumate. It's all about timing, man. Și Toma este live. Ce faci, mă, te-ai apucat să uiți la Toma la podcast? E atât de entertaining că nu poți să nu te uiți. Alte anunțuri? Provocări, fraților, dacă vreți să facem.
Dacă mai aveți provocări nebune. Nu sau provocare. Oh my god. Voi ce părere aveți de Revelion? Da, știi ceva? Mă bucur că mi-înțelegi scrisul. Eu asta, asta e să vreau să văd. Da. Nu mă, chiar e drept. Cum adică? Orban a interzis petrecerile private de Revelion. Te aud. Bă, dar tu ce ai pățit, okay, mă? De, spune. Îți arăt empatie. Cum adică a interzis petrecerile private? Deci după ce că nu se mai ține 1 decembrie. A interzis să ne, să ne vedem să ne la privat? Da. Stau, oh, man, dar mi-am impresia că deja am închiriat o cabană. Păi da, și eu am prieten care normal că nu o să, n-o să bage nimeni în seamă căcatul ăsta. Nu, că nu o să fie control la orice cabană de pe... Ce Valea control, Prahovei. Nu, oricum Revelion la cabană fac de staff. A, asta da. Da. Eu zic că aici faci Revelion. Dar nu să dai artificii acasă, bossule. Tu de-aia te duci la cabană la munte ca să dai cu artificii? Normal. Îți place să dai cu artificii? Petarde în ala. Mi se pare că îți trebuie un... Ce-ți place, mă, la petarde? E superb. Du-te, mă, de aici. Cum? Eu nu văd cum poți să te uiți pe cer la o chestie care face așa? Ce? Du-te-n pula mea. Bă, dar nu te uiți. Mi-a schimbat anul 2021 pentru mine, o să fie extraordinar de acum încolo. Dar curentul ești meh. Nu mă... Telefonul ăsta, frate, când mi-arunci, asta e mișto, asta e fain și în război. Noi aveam un DJ de artificii în Severin, incredibil de bun, frate. Un ce? Un DJ de artificii? Da, singurul deci, băiat cu artificii noi, din noi stăteam pe balcon când dădea primăria, la 11 seara, că atunci se dau, nu se dau la 12, for some reason. Mă serios? Rog, da. Ca să redați mâine la serviciu. Băi, ești prost, a venit Revelionul mai repede la români. Ce dracu am făcut greșit, mă? Frate, și dădea băiatul ăsta, dădea. Noi toți, mamă, mișto, după care vedeai că... Se fute? După aia vedeai că încep să fie rare. Sunt artificiile, poc, ah, hai că se termină. După iar explozie. Urmează after party. Eram tot în pula mea, deci mai e în cotură. Exact, l-a futut, mă. Ce ai făcut? Bă, stai că avem aici. Deschide-te, mă, la Helanca. Ai încredere în el, că sunt peste 300 de oameni care se uită. Deci merge, faci ceva. Wow, bine. Wow, are beige pe dedesubt. Wow. Cât de nebună mai poate deveni seara asta? Bă, dai mai ce ți-o pula mea, mă. Dar voi cum pula mea contabilitate de făcut? Ce dracu cauți aici? Unde ți-s ochelarii, fă? Vezi că e început de lună, trebuie să faci rapoartele. Sunte, sugea mea spula să-mi o sugeți. Uite-te cu ce atitudine portă asta, bă, frate. Bă, Jesus Christ. Când eram mic picam în capcana voastră, mea, și instalați de office la o primărie. Când eram mic picam în capcana asta, râdeți de mine. Bă, n-am mai fost la maica mea acasă plângând de 5 ani de zile. Vezi că nu mai merge imprimanta la secretariat în pula mea. Stai, Nea Mitran, tăiați mi o chitanță pentru cadastrul ăla. Ce prost sunteți. Mitran e angajatul care... Să vă trec în carnet. În timpul jobului de la primărie. În condică. Sau nici n-ai tu nici semnezi condică. Bă, man, bluza asta de pe mine e nouă. Nu ai zis nimic că nu e nouă, ai zis că e urâtă. Și stă bine. Cred că e foarte moale, da, este. Nu e moale. Da. El e moale. E fină. Are buzunare așa? Ai crede că n-are buzunare, dar are... Ce? Serios? Serios, frate. Ai și... buzunare la burtică. Da, mă, nu știi când trebuie... Dar vezi că nici nu poți să dai seama. El așa te păcălește, zice, vă, Mirica, băgă-și mine mâna. Mirica, ia băgă-mă mâna adânc. Aaaa, buricul, Dumnezeu, ai buzunarul rupt în pula mea. Perversule. Ați avut vreodată, v-a făcut cineva vreodată aia cu buzunarul rupt? Eu nu, înainte să speculați pe internet. Și-mi pare rău. Mine, că de rupt este... Wow! Wow. Mirica, să pui ceva pe microfonul ăla, să știm că e a tău. Și l-a băgat prin buzunarul spart, i-a atins pielea la prost. Nu mi-a atins pielea. Da-și, dracu. Am aflat cine mi-e frate. Da. E o manea foarte bună. Da. Este chiar foarte bună. Știi ce manea îmi place, dar nu mi se pare ok că îmi place? Aia cu am să bag două ziare. Este o idioțenie cruntă. Dar este super amuzant. Da, practic omul ăla cântă un prank. Să vă dă dușmanii bine, da. Că mi-au bani. Nu e, mă, nu e aia. Nu e aia, ai încurcat mânele. Să bag două ziare. Așa. Mototol în buzunare, da. Ambele piese sunt despre a da momelă cu bani la dușmani, da. Dar și mori, nu? Da. Da, dar la Ana să nu mor. Ah, ok. Dar e la modul de eu îmi bag două ziare aici. Mototoale. Tu vezi, mamă, ce buzunare mare are ăsta. Ăsta are bani. Trebuie să fie bani acolo, ok. Și după când te uiți că
sunt ziare, opa, pe ce ai făcut, mă, ți-a picat fața, mâncați așa, deci pentru bani stăteai cu mine. A, nu eram și prieten adevărat. Și prankul ăsta e pus într-o manea, frate. Wow, dar e mai mult o fabulă, simt. E o metaforă pentru șerpii din viața ta, cumva. E o capcană pentru... Practic ai spus că e o metaforă pentru altă metaforă, adică și... Nu, pentru șerpi. Șerpi. Cum are prietenul ăla al tău, tarantulă, unii oameni au șerpi. Care e, frate, cel mai mare șarpe pe care l-ați văzut vreodată? M-a venit la clasa a patra. Asta scrie aici. Nu cu cupulețe. Nu mai de subiect ai adus. Ăsta a fost primul de la mine până acum, a parcat de cultura. Acum mi-a venit și mie unul în cap. Băi, am văzut un singur șarpe și am rămas fidel. Nu mai... Nu să uiți niciodată primul șarpe. Nu. Oh my god. Am să fac două... Nu? Am să bag două ziare, mă, totul în gură. Și de ce nu ți se pare ok, mă, că îți place? Ideea e că e cântată bine, e pe multe voce. E Adrian Minune, care cânta despre șerpi dinainte nu, de... Nu, e asta din noi e mișto. Bă, deci vă rog, ascultați-o. E Mihăiță Piticu cu Adi Minune. Cântă Mihăiță... Nu când l-a sunat Michael Jackson. Nu. Cântă Mihăiță Piticu strofă după Adi Minune. Așa e toată melodia. Mihăiță Piticu strofă după aceea strofă Adi Minune. Și mi se pare că el la modul de cântă Mihăiță Piticu și după Adi Minune spune așa cum a fi atent, cum ar fi trebuit să sune de fapt. Cum ne făcea nouă magicianul la în parc, la show. Mergeam noi, făceam glume, nu râdea nimeni și apoi intra magicianul cu hei, haide să dăm drumul la spectacol cu adevărat. Bă, am venit odată cu un Blue Air sau nu știu ce pula mea de la Bruxelles, Suceava. De la soarea mea. Și era un avion, am fost în avion cu domn președinte Constantinescu. Da. Țapul. Nu, trăiți și câinii vagabonzi. Nu ăla cu iubiți. Nu, ăla Mihai Constantinescu și a murit săracu. Rip. Și a scris Emil Constantinescu tot zborul, că eu am stat pe scaunul din mijloc de pe rândul ăsta, el a stat în drept cu mine pe scaunul dinspre culoar, de după culoar, cum ar veni. Aveam un om între noi. Mm-hmm. Așa. Și l-am studiat tot drumul, mă uitam la el. Normal, e președintele Constantinescu. E domn președinte. E unul dintre aia patru oameni, sau câți au fost președinți până acum? Cinci? Eu nu știu. Păi Ceaușescu, Iliescu, Constantinescu și Băsescu și Iohannis. Și Iohannis, bun. N-a murit. Mihai Constantinescu? Nu, mă. Nu, Emil n-a murit. Dar Mihai a murit. Că era acolo la coadă, nu s-a băgat nimic, nu l-a salutat, nu nimic, cât așteptam acolo. Așa. Păi să nu piardă discuția. Și tot zborul a scris pe șervețele cu aia, mai spunea la femeia aia, la însoțitoarea de bord, să-i mai aducă șervețele, că își lua notițe, el scria pe șervețele. Ce pula mea mai avea de notat? Ce pula mea are de mai revărs a notat la vârsta asta. Emil Constantinescu, Emil Constantinescu. Doar dacă... Se gândea că moare și să lase niște secrete din astea notate, dacă se prăbușește, poate gen așa. Unde e Area 51 la noi? Pentru că de asta unde ar fi Area 51 era escortat și când a ajuns l-a luat, el a coborât primul și l-a luat DSP-ul, a venit cu limuzina, l-a așteptat la dar avion. Dar cine ar vrea să-i facă rău lui Emil Constantinescu? Nu știu, dar cine sigur ascunde ceva, sigur știe ceva. Îl urăși pe Emil Constantinescu? Vrei să te aștepți, vrei să discutăm despre asta? Area 51? E secret? Dar unde ar fi Area 51 la noi? Ori în Apuseni, unde s-au prăbușit și avioane și tot n-au fost găsite. Ori la mine la țară. Da, ori prin Bărăgan ceva. Unde se zvonesc a fi tunelurile sau dacice? Sub Bucegi. În Apuseni? Sub Bucegi. Păi probabil au ieșire și pe la Apuseni. Da. Păi sunt sute de kilometri. Ce zic eu? Mii. Miliarde. Toți seamă kilometri sunt. Area 51 e cu extraterestri, nu? Da. Păi da, mă, dar fie că de ce România n-are extraterestri, câte OZN-uri nu s-au văzut până acum și la noi? Două. A fost la știri vreodată? Da, la Târgoviște a fost un OZN. Și a fost un interviu din ăsta cu ce ați văzut și cum arăta? Ce? Cum, de unde știi asta? De la tantia, eu nu fac nicăieri, eu. Asta zicea ea de fapt. Da, și a venit la Târgoviște. Nu știu, a fost văzut un OZN la Târgoviște. Confirmat. Singurul eveniment din Târgoviște ever. Da. Trebuia să mai bage ceva pe lângă turnul Chindiei și am zis... Ce oribil e la turnul ăla. So disappointing, e doar o spirală. SPP, tot over, aia. Over, da. SPP kill. Se cheamă. Ce e SPP? Serviciu de pază și protecție. Da, am zis DSP că l-a luat pe Constantinescu. Ceea ce ar fi putut să-l ia pe Constantinescu și DSP-ul, da? Păi da, mi s-a părut normal. Serviciu de pază și protecție este serviciu care asigură paza și protecția președintelui. E un fel de BGS pentru politicieni? Da. Mm-hmm. Nu, pentru președinte. Pentru președinte.
Okay. Doar președintele are și foștii președinți rămân cu pază și protecție până când mor. Și oare au secret code name? Gen condorul a aterizat? Teoretic președinți ar trebui să aibă. Mă gândesc că au mai mulți oficiali sau ceva. Bă, ce, au acces la secrete? Credeți că Viorica Dăncilă știe lucruri? A aflat niște lucruri? Nu le-a, cel puțin, nu le-a înțeles. Cel puțin 6 rețete de gătit. Tot a întrebat când a fost la guvern. N-are cum. Sunt foarte curios cum arată. Top ultra exclusiv de la Jamila. A venit Jamila și a zis că pe loc cu aia. Sunt curios cum arată historie de la guvern. Cât a fost ea. Cum să nu se mai taie maioneza. Goblenuri scumpe. Pum, da, goblenuri scumpe. Macrameuri, ce cuvânt mi-am adus aminte. Ar fi fost frumos să pună un macrameu pe guvern. Nu știu, e ceva de la țesut. Okay. Nu? Bă, tu dacă vorbești, vorbește tare să te auzim. Sebastian a scris niște nume în chat că am văzut eu la baie. Cărora le apreciem foarte tare? Le apreciem foarte tare, da. Că foarte tare, da. Ați donat. Mai bagi încă o dată niște scris? Hai cu niște scris, hai pentru că totuși facem cu un... scop acest live. Câți oameni avem noi și câți oameni are Toma? Nu e o competiție, dar așa, pentru mine, pentru suflet. Doamne, ce-mi plac cifrele. 6 cafele. 6 cafele. Doar să... 6 cafele. Deci ai băut un six-pack de cafele astăzi. Asta un six-pack de cafele, da. Nice. Oh, mai am foarte puțin baterie. Nu contează. De ce faci? Vreau să văd câți oameni sunt în live la noi. 310 parcă. 310. Mamă, suntem bine. Nice. Suntem bine. Da. Te-am fix cât e nevoie să oprească o armată persoană. Ceea ce... Și avem și câteva rezerve. Da, și avem și câțiva, da, care poate să facă poze, care să mai, da, mă, să mai dea update-uri pe Facebook, ce se mai întâmplă la luptă. Dar câte... Lasă câți oameni sunt pe live. Câte like-uri sunt? Da, sunt chiar câte like-uri atâția oameni? Cât... De ce suntem 300 de oameni pe like și doar 120 de like-uri pe oameni buni? Ai zis pe like. Pe like? Da. Pe live. Pe live, pe asta am spus și eu. În fine. Da. Dați un like. Lovești că e gratis. Când lovește butonul de like. Să creadă YouTube-ul. Că, Doamne, ce conținut extraordinar produc acești tineri. Bă, dacă vreți. Acum. Let's smash that like button. Smash. Dar dacă e să cazi în plasa internetului, să zici că ei vor să te facă oricum să stai pe... Îți bagă la recomand din chestii. Dacă te uiți acum, e clar că îți place la ce te uiți și dă și un like ca să ne mai recomande, să mai vezi ce postăm. Că așa o să-ți apară tot felul de căcaturi acolo. Da. Pe homepage. Că așa funcționează. Deci, oricum, de aia cu social dilema, hai să vezi să nu scapi. N-ai cum să scapi de internet, de dependența de internet, n-ai cum să scapi. Dar măcar să ne vezi pe noi, decât să vezi alți retardați. Deci, alege retardații cu care te-ai obișnuit. Da. Alege-ne pe noi. Nu o să oameni. Te salvăm acum să zicem, bă, aruncă-ți telefonul, dezinstalează-ți Instagram-ul. Du-te în pădure, nu. Ce viață e? Dă-ne follow pe toate platformele și te uiți doar la noi. Asta mi se pare soluția. Da, noi suntem ce Netflix. Când postăm, te anunțăm. Dai clopoțel acolo și... Bă, eu am încercat acum ceva timp, de fapt nu, când eram în carantină, să-mi fac ceva curat în lista de YouTube. Eu consider că eram destul de pretențios la ce am dat subscribe. Bă, dar tot pici, că am contul de foarte mult timp și într-adevăr nici nu m-am uitat de foarte mult timp la el, dar dau am destul de... Am pe Giurgiu la ce pula mea. Dau destul de rar subscribe. Am ce curat ești, cât de când. Bă, nu, dar m-am uitat, am la vreo 300 de chestii la care am dat subscribe și mi-a fost lene, efectiv, să fac curat total în ele, dar mi se pare insane, efectiv. Adică voi cum stați? În ce zonă sunteți cu... Cred că am vreo 50 de canale la care subscribe. Uite, foarte nice. Cam acolo aș vrea și o să ajung. Super multe? Da. Eu când intru pe YouTube caut lucruri direct. Adică nu stau să frec. Uite, eu am cam început să-l folosesc în loc de Facebook și Instagram ca pe o rețea de socializare, să zic așa. Adică îmi place să dau scroll în feed-ul de la YouTube și de-aia cumva mă cam încurcă faptul că... Eu asta fac pe am... Netflix. Da? Da. Mm. În loc să-l folosesc, mă uit să văd ce mai apărut și după aia mă uit la același lucru și gata. Ce ciudat, mă, merge chestia asta, că e mai greu să te uiți la ceva nou. Nu vreau angajamentul ăsta. Da. E mult mai simplu să te uiți la ceva ce ai văzut deja, dar știi că îți place. Da. Că eu, de exemplu, tot dau drumul la Netflix când mai fac de mâncare sau când lucrez și... Dar nu vreau să fiu atentă cumva la ce fac mostly. Gen, dacă am Photoshop și e monkey work și nu trebuie să scriu, poate să meargă ceva. Și nu vreau ceva nou să-mi distrag atenția neapărat, așa că pun acele seriale cumva. Pe care deja le-ai văzut sau le continui? Pe care deja le-am văzut. Ok. Gen Gilmore Girls sau... Ce pula mea? House. E de pizdă. Sunt.
Chiar da. E de business. Era la undă, era pe acasă, era acum vreo 15 ani, da, nu unde multă de... da. E wholesome. M-am uitat la Rebelde între a șasea. A fost la concert. De unde și bejul ăla? Ce? Era Anahi. Da. Anais. Nu. Nu. Nu era Anais, era un Anahi. Și nu-mi scapă. Știu că Diego era... Diego era combinat cu Maria. Cu Maria. Și mai era Lupita. Nu, Dulce Maria, mă. Era Dulce Maria, mă. Era Dulce Maria. Ce jenant. Da, este. Fuck. Yeah. Eu m-am uitat acum vreo săptămână sau două la câteva primele episoade din jurnalele vampirilor. Un cuplu și... de șacali nice. Gay sunt. Gata, este, cu mine vorbești, Mirica. Așa. Este extraordinar, m-am căcat pe mine. Este cel mai amuzant lucru la care ai postezi vreodată. Dacă vrei să... Și în același timp te prinde suși pula, că te prinde. Da, te prinde. Eu l-am văzut și când rula la TV. Dar este foarte telenovela, dar e foarte prost, da. Și este și overacting și e maxim, mamă, este peste tot. Serios, mă, chiar așa grav e, da? Ce tare. Eu m-am uitat la tot, no shame. Eu am și ajuns... suntem adolescenți și au 30 de ani toți, sau 30 de ani. Da, mă, dar sunt vampiri, 100 și ceva de ani, da? Da. Extraordinar. Și se uită așa la tine și sunt amândoi frumoși. Și Brudy, toată lumea este mâhnită în serial, toată lumea e mâhnită. Și fac dragoste? Arare ori. Arare dacă ori. Vrei dragoste multă și vampiri, eu încep să mă reuit la True Blood. Ok. Nu m-am uitat. Nici nu știu referința. A Beautiful Mind. Nu te-ai uitat la True Blood? Super mișto. E HBO, e tot cu droguri. Da. Vigius, îi se zice. Da, mă, nu... Parcă nu sunt. Am cerat. Tu ești mai mult timp werewolf. Nu pot să. Mai aia e, frate, așa. De ce vârcolacii mereu pierd? Ce căcat e asta? Am prins odată la televizor o secvență din Twilight. Când se întâlneau două. Ce scârbit pare. Două. Pentru că deja se imaginează cum se fută ea în cor. E foarte homosexual ce se întâmplă acolo, nu? Două clanuri nu se luptau. Două clanuri. Știm lupii, pentru ce metaforă, cu... ce metaforă. Știm exact scena. Ceilalți. Vampir cu vârcolaci. Deci, a, știți eu scena? Scena, eu am trăit-o. Bă, da, cât de prost era făcut. Incredibil cu aia. Nu, era really bad CGI. Eu credeam, când am văzut ce încasări au și știam că e top așa când apare Twilight, it's a thing, eram, bă, ce, trebuie să fie măcar bine produs ca să poți să intri în filmul ăla. Da, era incredibil de prost. Lupii aia care veneau și smulgeau jumate de om și nu curgea sânge. Sau îi smulgea capul sau ceva, sau băga mâna. Păi cred și că e PG-13 sau o chestie de genul. S-ar putea ca de asta să nu fie faza cu sângele. Plus că, full disclosure, eu am ascultat audiobook-urile la vremea respectivă. Eram în liceu și nu făcusem dragoste. Bă, dar mi se pare incredibil de modern să asculți audiobook-uri în liceu. Mulțumesc. Adică e cu o viață. Să citești în cimitir bând Pepsi sau ceva, nu știu. Făceam cercei și ascultam cărți și speram că o să mă iubească și pe mine un bărbat la un moment dat. Dar erau niște cărți pentru perioada aia, mi se pare niște cărți super ok. Da, mă. E ciclit, young. Da, mă, dar filmul cât de prost e. Filmul, da, destul de disappointing. Cărțile, cărți de adolescenți. Eu n-am apucat, mă, și am tot zis că citesc 50 Shades of Grey și mă pare foarte nici eu, am cărțile acasă. De ce ai vrea să citești? Pentru că am înțeles că ci că este un limbaj incredibil de vulgar. Știu că îl citesc foarte mult Mitran, de adolescențe și eu cred că trebuie să trebuie să faci un audiobook asta pe care îl pui pe Patreon. Tu citind 50 Shades of Grey. Oh my god, ar fi foarte fain. Strângem o petiție, oameni buni. Dar cred că n-avem voie. Bă, pe Patreon, boss. Dar citești, nu citești pe toate, că n-ai nebunit, că sunt zile întregi. Pasaje. Dar chiar aș vrea să citesc. Frate, ci că sunt expresii în alea la modul de vrei să te flegmezi în pizdă. Exact, eu mi-aș da cu clor în ochi după dacă ai citit. Oh my god, pare că asta era următoarea replică. Ce tare, hai să facem 50 Shades of Grey in real life. Hei, vrei să te flegmezi în pizdă? Numai bine îmi dai niște clor în ochi. Oh my god. Da, dar asta spun, frate, și erau din alea că vreau să simt pelvisul. Sunt eu ce doctorul tău. Bă, stai un pic, ce e la pelvis? Aici m-am aruncat din nou. E undeva în zona asta. Face parte din om, cum a zice, exact. Zice Hagi. Sunt perioade în viață în care pelvisul face, bă, parte din trup. Câteodată dai gol cu capul, câteodată, bă, câteodată dai cu pelvisul. Da, frate, nu, mă, atâta timp cât nu-i mână. Pelvisul e între zona deasupra, sub zona toracică și deasupra genunchilor.
Aici da. Nu cred că ai restrâns binaria. Hmm? Nu cred că nu știu unde e ba da, mă, e aici. E aici, mă. Haideți, doamna profesoară, dacă nici atâta nu știu ce dracu. Da, mă. Da, asta spun. Ce spuneam? Că vrei să ne arăți pelvisul. Nu, nu vreau să vă arăt pelvisul. Vrei să citești cartea aia? Da, aș putea să citesc cartea. Oai? Oai acasă și nu vrei să o citești? Sau nu ai făcut rost de? Ce-o cumpărăm? Cine? Nu, în primul rând nu le vreau pe toate și în al doilea rând nu joi. Doar prima. Cu o citești pe scenă. Prima e suficientă. Pot să primesc prima carte din Fifty Shades of Grey și o să pot învăț să arta seducție. Le-am stabilit filtrul ăsta, Ela? Știi ce? Pot. N-o să le pe toate nu pot să le primesc. Mi se pare că e prea mult, mă, este... Nu. Că ai văzut că-s groase, așa-i? Oh my god, pot să fac un tutorial de arta seducției după ce citesc prima carte. Cred că ajunge. Normal. Da. Serios, chiar da, e. Cu cursuri. Plus că din ala, aveam... Și cu aplicare în stradă. Intri... Aveam un coleg vorbă cu la un moment dat la Media Galaxy și el mi-a spus că a citit o carte foarte șmecheră, mă rog, voi acum din context normal că o să vă dați seama, dar el n-a spus de Fifty Shades of Grey, a spus că a citit o carte foarte șmecheră și că a realizat de atunci cum să abordeze femeile și am fost foarte... Și funcționa? Și pe atunci eram foarte... Nu, dar spunea că și-a dat seama că căcat din moment ce... Statistic, adică din moment ce atâtea pizde au citit asta, e clar că le place așa, mai în zona asta. Mai el de... lucrând la Media Galaxy, vorbind despre o carte în care un milionar cu face mine. Ce vrea pula lui. Ceea ce... No. Dar da, în zona aia. Dar ce vreau să spun e că mi se pare că a schimbat puțin. Eu cred că o să avem o generație frumoasă de BDSM. Opa. După... O generație frumoasă de BDSM. Serios. Nu mai zic cuvintele astea când ești îmbrăcat în bej. E bine. Bă, e ca la mere, serios. Camera aia a plăcerilor cu helânci. Ani, ascultați la mine, Ani. Rulete. Bormașină. Râdeți voi acum, dar o să-mi faceți statuie, mâncam ia-ți pula. Anii 2000-2005 sunt anii, e recoltă bună de BDSM. Deci fii atent, doar de la 56 of Grey. Dar ție-ți place BDSM? Cum? Ție-ți place BDSM? Păi da, încă n-am întâlnit nicio fată de 2004. 2004? Da, no, foarte bine, acum am realizat. Fucking hell. Da, da. Fucking. Mai stai. Cea mai norocoasă generație eu. Am ascultat eu. Nu, cea mai norocoasă generație, pentru că mi se pare foarte cool că hai eu practic am fost în anii. Adică întreabă-mă în ce clasă am fost în 2007. În ce clasă ai fost șaptea. În 2007? Wow. Vezi? La tine ce ușor la, la tine cum e? 2007. Câți ani ești mai mică ca mine? Păi nu știi. Câți ani ai? Păi tu în 2007. Câți ani ai? Anul 3 de facultate. Zi-mă ce ani ești născut. Nu știu, mă. Stai, mă, de ce? Păi tu nu știi. Ce? Păi tu în ce an erai în 2007? Nu știu. Păi vezi? De asta am spus că eu sunt foarte norocos. Pentru că e ușor de adunat? Da, nu de adunat. Cu 2007, clasa 7. Păi nu mă, nu, dar ce încerc să spun e că tu singură nu poți să-ți dai seama în ce clasă erai. În ce clasă eram, la 16 ani? Așa, cred, clasa 10. Păi vezi, nu poți să-ți dai seama. Eu știu că într-a 7-a, pentru că 2007, clasa 7-a. 2008, clasa 8-a. A fost foarte lejer pentru mine. Nu, că... Anul școlar este între 2 ani, cumva. Da, mă, da, atunci îl începeam. Ai stanii pe frunte în continuare. Nu. Întreabă cineva, Mirica, dacă ai scăpat de șobolan, sau dacă nu care, dacă ai schimbat vreo soată. Am zis că nu știu. Eu sper că da, că am scăpat de șobolan. Acum te caci în bucătărie doar din plăcere. Da, dacă... E ceva? Am zis, dacă tot am pornit trendul ăsta, de ce nu? Cred că, oameni, atât de freeing ar trebui să fie să te caci din picioare. Imaginează-ți doar să mergi și să fii, eu mă cac acum. De asta sunt copiii atât de plini de viață, că se cacă în timp ce merg. Come on, work with me, humans, come on. Gândiți-vă, da, cât mă, de da, fain e. Dar copiii mănâncă căcaturi în alea de, e și caca mai moale, adică la adulți, asta e nașpa. Imaginează-ți că ai un căcat. Și stai în picioare și te caci. Facem cumva și iar ducem live-ul ăsta în scatofilie, dar îmi place. Așa, îmi place. Se termină fiecare live de acum încolo cu scatofilie. Și iar ajungem la căcat. Facem cumva și iar ajungem la scatofilie, a zis Cizmaș că s-ar trebui să fie titlul. Fac, nu știu dacă că m-am căcat ultima oară în altă poziție decât în aia în care mă cac de obicei. În ce poziție te caci de obicei, Mirica? Umeri craci? Ha
că e... În fine, nu stați dau detalii. Asta e... Că you care... purpose, man. Și când nu te caci la WC-ul, tot te caci stând pe vine cumva. Da. Asta e chestia. Și când te duci în pădure sau pe stradă. Doamne, sau... Doamne, ce vreau să mă păi cap pentru în picioare. Că, pentru it sounds că... amazing. Ca un cal, frate. De aia sunt cai așa măiestoși că se cacă în picioare. Aș vrea să fac asta, dar... Am nevoie de aliat. Asta e, nu știi, te caști din picioare, dar te duci la baie, doar că nu te așezi pe WC-ul. Nu te gândi la problemele logistice. A. Gânde utopic. Utopic. Ți-ar plăcea sau nu să te caști din picioare? Mi-ar ți plăcea. Ți s-ar părea eliberator? Nu. Da. Nu, că mă odihnesc când stau jos. Păi n-ai o treabă. Adică? Ești odihnit. Ești la coadă la mega. Niciodată nu sunt destul de odihnit să stau în picioare. Utopic, ești odihnit. Eu cred în ce a spus Churchill. De ce să stai în picioare când poți să stai jos? Întotdeauna. Nu găsesc sensul. Nu înțeleg sensul de a sta în picioare. Cercile a venit din doi veri futuți. Dacă între nu ei include o activitate să știu că bă fac ceva, doar să stau în picioare așa, să stăm de vorbă stând în picioare. Ești la coadă la Mega Man, ești la coadă. E o activitate, bine, mă. Poți să te cagi în picioare ca defense mechanism. Nu, mie îmi place să îmi face plăcere să stau să mă cac în liniștea mea. E un ritual cumva. Păi e ceva. La fel, da. Doamne, să faci ca mai maimuțele, să te supere cineva, să te caci în palmă, zi. Nu mai vreau să mai iau da parte la conversația asta, mulțumesc. Mi se pare că dacă faci asta, întotdeauna câștigi. Nu. N-ai cum să pierzi o ceartă, o discuție, da, ceva. Da, dacă plec te caci în palmă și arunci sau da îți dai pe față sau ceva. Îți dai ție pe față. Da. Ai câștigat. Ești atât de dement încât ai blocat omul din fața ta. Da. De cât timp suntem mă, pe live? De cât timp suntem? Oră așa 20? Așa să revenim la subiectul la care am început, la Dani Mocanu, man. DM? Dani Mocanu. Dani Mocanu și Dani Mocanu. Ce, la cine este uităm? Este extraordinar. Cineva așa intră într-un WC-ul. Dar scrie și tu în chat, stai ca pic, să stai caute și oamenii. Stai un pic. L-ai tu okay, pe telefon. După aia se pune în mâini așa și se cacă peste. Și wow, ai văzut? Nu. Uită-te la final. Vreți să vedeți și voi? Da, dar nu e genul. E o filmare drăguță cu o tanti care e într-un mall. Și se cacă de acolo din mâini? A, du-te. Dar nu, l-a aruncat. N-are. Bă, dar știți ce să căutați? Căutați pagina de Instagram Look at this Russian. E superbă. O să mulțumiți voi când aveți timp. Știți ce? Dacă vă place, donați pentru Irinuca. Știți ce? Look at this Russian. Da. De ce sunt rușim atât de retardați? O să pun acum pe story, îi dau eu share. Asta. De ce? Pentru că de pe ce clipurile din Rusia, da, clipurile, oh my god, adică clipurile din orice altă țară, poate sunt niște clipuri, poate sunt funny sau poate nu, dar clipurile cu ruși sau... Bă, e clipul ăla. E brandul, mă, cum sunt magazine import Germania la noi. Da, 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 da. Deci e clipul ăla, mă, cu jurnalistul ăla rusesc, care cred că, rus, care cred că stă în spatele unei... construcții, ceva care încă nu era finalizată și intră în cadru băiatul ăla cu nămul pe față. Oh, construit, bă, e, da, da, adică și chiar așa e fucking hell, the fucking, da, 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 da. Este extraordinar. Da, apropo de filmulețe și de căcat, e un clip cu o fată din care e în mall și e îmbrăcată într-o burcă, ceea ce aici... Ce e burcă? Poftim? Ce e burcă? Burcă de la Cluj. Ce, mă, o burcă? O burcă, mă, este un, în pula un mea cearceaf din ăla de musulman, ce? Ăla în care ți-o ador. Da, știu, fantoma. Ceva în frunte, mă, măi. Deci tu ai ajuns de pe față când poți să mă concentrez. Ce am? Nu, i-am zis de mult care stă în el pe față, gata, și m-a ignorat. Gata, de la două poți, mă, că se joacă cu el. Da. Și așa e în mall și o vezi cum vine undeva, s-a așează, stă un pic în picioare, trec oameni pe lângă ea și apoi pleacă. Și după ce pleacă, rămâne acolo un căcat unde a fost ea. Da. Acum n-ai cum să nu porți burcă după toate chestii. Știu, e cultural appropriation, dar e mult mai ușor să te caci în mall-uri. Și este un super power move, frate, să este te caci foarte... on the establishment, te caci pe the man. Da. Gândiți-vă, oameni buni. Și după aia să zicem dacă se vede pe camerele de supraveghere. Ce? Că a apărut un căcat sub tine. Nu contează că ai burcă. O să vină să te miroase la curs, adică o să verifice dacă e același căcat. Adică plus că ce să-ți facă. Plus că n-au cum să te recunoscă că ai o burcă, ei se văd doar ochii. Da. Și
ce ți-ar plăcea să joci? Bă, o să fundaș? Fiu... Da, să fie o generație extraordinară de BDSM. Mă întreabă Bogdan Vultur, a zis Cizma, și câți oameni sunt într-o echipă de BDSM? Ce, mă? E o întrebare care chiar are un răspuns? Păi tu ești BDSM-istul. Nu sunt, mă, am spus doar că o să fie recoltă bună de BDSM. O să fie o generație bună. E, cred că tot timpul e recoltă bună de acum BDSM. Acum la tineret avem o generație nouă. Aia care... spun, da, ăștia la 15 ani au aur acum. La U15. Sunt mai buni. Da, mă, nu, nasty. Nu știu. Nu. Nasty hoe. Există Facebook de BDSM. Cum se cheamă? Facebook. FBDSM. Fetish. Face, nu știu, nu mai știu. Fetish legat. Fetish life sau ceva, nu mai știu. Fetish legat. Da, am înțeles. Cum e când scrii ceva și zici că se scrie legat? Fetiș legat. Mamă, cât de greu ar fi să explici că e legat. Nu, cuvântul legat. Nice. Mamă, minutul 90. Hai că suntem prelungiri, mai stăm un pic câte minute prelungiri să dau boxila. Ia, arată de la margine acum producătorul partidei. Hai să terminăm cu un mesaj citit din chat de la cineva. S-a jucat destul de fluent. 6 minute de prelungiri. Au fost multe schimbări. Multe schimbări și de asta. Ce vrei să încheiem cu un mesaj? Da, ce vrea un om din chat să transmită altor oameni din chat? Și are nevoie de vocea lui Mitran pentru nu asta. De-a mea, mă, că nu citesc scrieți eu. Scrieți ce vreți să citească Mitran acum pe final. Scrieți da. Chestii. Oh my God, nu, scrieți lucruri de BDSM. Nu, nu o să fac asta. Lui. Scrieți pasaje din Fifty Shades of Grey. A, aici sunt ok, da. Scrieți căcaturi, awkward. Și Mitran o să le citească pentru doar dacă sunt din Fifty Shades of Grey. Da, da. Că eu o să știu. Ei, 6 cafele, apă, asta e cheia. Dar știți că există de-astea cărți pe internet, mă rog, cărți, nu sunt cărți, sunt texte sau jurnale făcute de adolescenți. Dar tu știi cum a apărut Fifty Shades of Grey? Da. Cum? Pe forumul de la Twilight, fata asta posta... A făcut fanfiction? E fanfiction, da. Ce tare. Făcea fanfiction și cumva personajele era ultra viral. Personajele din aia? De acolo și pe forum la comentarii i-a lăsat și rupea cu povestioarele ei. Da, chestii imaginate sau pleacă de la era ceva? Era povestioare, mă, asta era scurtă la început. Măcar ce? Pare BDSMistă sau doar și-a imaginat chestii? Nu cunosc. Sigur ea zici? Da? Nu știu ce să zic. Depinde, poți să faci foarte mult research. De exemplu, Chuck Palahniuk? Să zic că are și un H pe undeva, pe care nu știu așa, exact cum se pronunță. Ăla care a scris Fight Club. Polonic. Are foarte multe cărți și sunt super bine researched pe chestii foarte specifice, mai ales sex stuff și din astea foarte in-depth. La fel ca autorul meu preferat, Irvin Welsh. Doamne, dar mai pot eu cu mine? Mă întrebați? Eu zic să apuci de fumat din nou. Autorul tău preferat, da. Un nume. Ce? Ai un autor preferat? Care e autorul tău preferat, Mitran? Hmm? Care e autorul tău preferat? Yuval Noah Harari. Ce a scris? A, am citit de la el Sapiens și mi s-a părut. Serios? Adică mi-a plăcut enorm. Nu, chiar mi-a plăcut foarte tare. A, trecut, ai citit o a doua nu mi-a plăcut deloc. Adică m-am plictisit. A doua carte pe care ai citit-o în viața ta. Da, nu. Dar din câte am, homo Deus, dar din câte am înțeles, e cam considerată mai slabă și acum vreau să mă apuc de 21 de lecții ale secolului 21. Păi n-ai zis că citești Fifty Shades of Grey? Bă, da, le bagi în paralel, citești cărți în paralel, ești din aia? Ar fi foarte nice. Nu, nu-mi place asta, nu. Dar ar fi foarte nice. De ce? Ești una și, na, anul ăla știi ce faci. 21 de lecții ale secolului 21, în paralel cu Fifty Shades of Grey, mi se pare că merg cumva. Wow, sunt. Da, e ca și cum te uită la Acces Direct și la... Da, 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 și acum e hype David Attenborough. TVR cultural. Joi apare ceva cu cărți pe niște oameni făcut de mine. What? So exciting. What? In the butt. Nu e numai catofilie și overlay. Despre căcat. Overlay. A apărut overlay. Donați bani pentru fetița asta drăguță. Da, hai să facem o recapitulare. Ce să facă oamenii? Să doneze bani pentru Irina. Să doneze pentru Irina, ca în primul rând. În al doilea rând, să vină la noi la show joi. Da. În al treilea rând. În al doilea rând, de fapt, să vină la open mic. Că și așa poate ne încuie ăștia,
Așa că vrem să mai tragem încă un episod, să avem ceva public și ar fi drăguț să veniți miercuri, ori de la open mic la început, ori dacă ajungeți pe la 9:10, 9:15, ne prindeți cu emisiunea, care nu avem o oră exactă la care începe, da. Începe după open intrare mic. Liberă oricum. Intrare liberă oricum, whatever, da. Da. Joi la noi la show, în al treilea rând, în al patrulea sperăm rând. Sperăm să fie și cald, America. Sperăm, nu promitem, dar voi puteți vă luați da, biletul bun și vedem apoi. Ce vă îmbrăcați voi gros? Da, mă, o să fie bine. Și eu... Și în al patrulea rând, iubiți-vă familiile, dar cel mai mult iubiți-vă între voi. Hai, și Mirica, și mai mult, dați-le follow-ul lor Mirica mai pe Instagram. Mirica, poți să retard, gata. N-am ce să mai zic. Zi-mă și un al șaselea rând. În al șaselea rând, bă, ideea este să nu vă mai frustrați, mă, din lucruri pe care nu le puteți controla. Nu, lasă nice. Să vorbesc. Nice. Da. Chiar e exagerat de nice. Da. Și la aparate la 3-a ce? Neagră sau roșie, de obicei? Depinde ce a fost înainte. Care e secvența? Tu cum dai? Păi depinde de dacă ce e, vine. Dacă e trefle, schimb culoarea. Nu neapărat. Dar zi o formulă câștigătoare. Într-adevăr. Ce? Nu pot să zic... Dacă vine inimă roșie... Așa. Tu ce dai de următoarea? Băi, depinde de după schimb, ce vine inima roșie. Ce a fost înainte de inima roșie? Au fost 7 negre? A fost roșie neagră, roșie neagră, roșie neagră, roșie neagră? A fost una? Păi a nu, fost acum o secvență? Da, asta așa a fost. Vine o inimă roșie, apoi după o treflă, după un rom. Yo te...